Să vedem dacă aceștia vor reuși minunea de a întoarce scorul. Mai sunt doi jucători aflați la apărare. Două lovituri valabile pentru fiecare lovitură. Le-ar oferi posibilitatea să termine meciul cu 14 la 13. Scorul este 14 la 10, rectific. Cei de la Chieș mai pot obține doar un egal. Pase foarte bune. Diagonală, respinsă. Pase foarte bune, jucătorul este jucat foarte mult. S-a recuperat. S-a tras, palmă. Jucătorul avansează încă un spațiu. Jucătorul scapă. Matematic, CSM Oltenița este câștigătoare. Mai este un jucător aflat la apărare. Jocul se va redeschide din triunghiul 2 pe culoarul de întoarcere. Pe fundal putem vedea jucătorii de la Frontiera Constanța care se încălzesc pentru a intra la joc. Se deschide jocul. Fază tipică de joc în triunghi. Palmă foarte bine pusă de jucător cu numărul 11. Se termină partida dintre CSM Oltenița și Izvorul Chiuiești. 14 la 10. Așteptăm și confirmarea din partea arbitrilor. Cele două echipe vin la mijlocul terenului pentru salutul final și prezentarea scorului. Jucătorii salută cu binecunoscutul trăiască la final. Scorul este, după cum am intuit, 14 la 10 pentru CSM Oltenița.
Următorul meci se va disputa între echipele Frontiera Tomis Constanța și CSM Râmnicu Sărat. Frontiera Tomis Constanța, proaspăt campioană a României. În paralel se desfășoară și competiția Cupa Federației la OIN Feminin. De dimineață s-a desfășurat și Cupa României la OIN Senioare. Pe locul 1 s-a clasat formația CS Dacia Mioveni 2012. Pe locul 2, la egalitate de puncte cu echipa de pe locul 3, dar departajate de punct averaj, s-au situat fetele de la echipa Avântul Frasin. Pe locul 2 echipa ACS Galicia Mare, pe locul 4 CSM Râmnicu Sărat, iar pe locul 5 proaspăt înființatul club ACS Ambiția Mădălin. Reamintesc faptul că ne aflăm pe stadionul Arcu de Triumf din capitală, unde toți iubitorii oinei, atât din București cât pe fundal puteți vedea echipa de la Constanța, care se pregătește să dispute partida cu CSM Râmnicu Sărat. Aceasta este ultima competiție programată pentru anul 2023 în ceea ce privește jocul de oină în 11. În această toamnă se vor desfășura și competițiile de oină în sală, oină în 6. După cum știți, jocul de oină se poate desfășura atât în 11 jucători, cât și în 6 jucători în sală și în 8 jucători pe plajă. Calendarul competițional prevăzând competiții pentru toate cele trei sisteme de joc. În meciul anterior, chiar dacă Izvorul Chiuiești, din poziția de vicecampioană a țării, a pornit ca favorită, cei de la CSM Oltenița au avut un joc foarte bun, au reușit să obțină puncte atât din loviturile cu bastonul, cât și din țintiri foarte, foarte bune. Și iată că au reușit să învingă cu scorul de 14-10. O mare parte din jucătorii de la CSM Oltenița este din o localitate vecină, și anume Curcani, un centru de tradiție în ceea ce privește practicarea jocului de oină, aflat la numai 80 de kilometri de București. În perioada vacanței de vară a acestui an s-au desfășurat mai multe acțiuni de promovare a jocului de oină. Unul dintre acestea a fost programul Hercules, desfășurat în colaborare cu Agenția Națională pentru Sport și care a avut
participanți din București. Urmează în această toamnă să se desfășoare o nouă ediție a acestui program, la care sperăm că Oina va fi din nou prezentă. De asemenea, recent s-a desfășurat acțiunea Satul Sportiv din cadrul Săptămânii Europene a Sportului. Activitatea s-a desfășurat în Parcul Mogheroș, din sectorul 6, unde Oina a fost prezentă, atât la atelier, cât și la prezentarea de pe scenă. De asemenea, Oina a fost prezentă și în cadrul activităților desfășurate de către Centrul Liviu Rebreanu, în cadrul Școlii Liviu Rebreanu din sectorul 3, unde părinții, alături de copii, au avut ocazia să vadă câteva elemente specifice jocului de oină, de asemenea să realizeze o paralelă între acesta și artele marțiale. Iată că începe și următorul meci dintre Frontiera Tomis Constanța și CSM Râmnicu Sărat. Jucătorii au început cu tradiționalul salut înainte. Urmează alegerea terenului. Pare că jucătorii de la Frontiera au câștigat, să zic așa, bastonul și au ales să înceapă meciul cu repriza de la bătaie. Aceștia se îndreaptă către zona de bătaie. De asemenea, după cum se poate observa, jucătorii de la CSM Râmnicu Sărat sunt în zona de fund a terenului și se pregătesc să intre în teren, în tradiționala formație 1-3-3-3-1. La primul fluier, aceștia au început să intre în teren, iar la al doilea fluier, mărginașii vor ocupa posturile din teren. Să vedem dacă vom avea pase de încălzire. Da, iată că avem și pase de încălzire. CSM Râmnicu Sărat, în cadrul turneului regulat, nu a obținut un loc care să le permită accederea în play-off. Cu toate acestea, au avut o evoluție destul de bună și anul acesta, au obținut titlul de campioană națională la Campionatul Național de Oină pe Plajă. Pase foarte bune și de partea acestora. Între timp, arbitrul numerotează jucătorii de la bătaie. Continuă pasele de încălzire ale acestora. În meciul anterior am putut observa un ritm de pasare foarte bun și destul de precis. Arbitrul fluieră începerea reprizei. Primii doi jucători sunt invitați pentru a executa lovitura de baston. La baston, jucătorul cu numărul 1. De regulă execută lovituri foarte bune, de 2 puncte. La serviciu Benghe Adrian. O lovitură înaltă. Mingea este voleibalată și scăpată.
Va urma la baston jucătorul cu numărul 2, servit de către jucătorul cu numărul 3. Jucătorii de la frontiera sunt renumiți pentru faptul că obțin foarte multe puncte la baston. În general, peste 10 puncte în fiecare meci. Concentrare foarte mare. O lovitură foarte înaltă și foarte bună. Mingea cade dincolo de linia exterioară a zonei de fund. Scorul devine 2-0. Pentru frontiera Tomis Constanța. Urmează un nou jucător la bătaia cu bastonul. S-a format o grupă pe culoarul de ducere. Iată că avem un stângaș de data aceasta. S-a luat măsura, s-a fandat și s-a dus bastonul la spate. Cei trei pași pentru a executa lovitura de baston. O lovitură foarte bună, de 2 puncte. Scorul devine 4-0 pentru frontiera Tomis Constanța. Jocul se deschide pe culoarul de ducere. Bogdan Lupșe se află în primul careu. S-a tras prin surprindere, dar de la o distanță foarte mare. Jucătorul nu a fost lovit și scapă pe culoarul de ducere. Jocul continuă cu încă o lovitură la baston. Concentrare. O lovitură foarte bună și de data aceasta, o lovitură foarte înaltă, cu mult peste linia exterioară zonei de fund. Cred că mingea aceasta a avut pe puțin 80 de metri în lungime. Reamintesc, orice lovitură mai lungă de 65 de metri la seniori se contabilizează cu 2 puncte. Se începe jocul, avem jucători și pe duce și pe întoarcere, se vor juca cei de pe culoarul de întoarcere. Pase foarte bune, realizate de către cei de la Râmnicu Sărat. Să vedem cine își va asuma țintirea, s-a tras pe lângă. Scapă jucătorul cu numărul 10. Nu a mai intrat niciun jucător la apărare, prin urmare. Un nou jucător este invitat la lovirea mingii cu bastonul. Este chiar capitanul echipei frontiera Tomis Constanța, Mihai Georgescu. O lovitură foarte bună, înaltă. Și aceasta cu mult peste linia exterioară zonei de fund. Scorul devine 8-0 pentru frontiera Tomis Constanța. După cum am spus, echipa frontiera Tomis Constanța este numită pentru jocuri foarte bun la baston. Foarte multe puncte obținute de aceștia. Încă un jucător se concentrează pentru a obține, să vedem, unul sau două puncte, niciun punct. Bătaia a fost scurtă, se avansează foarte mult pe culoarul de întoarcere. Avem doi jucători pe culoarul de ducere. Mingea este scăpată, aceștia avansează în triunghi.
și reușesc să scape, neloviți pe culoarul de ducere. Foarte multe greșeli de partea echipei CSM Râmnicu Sărat, care irosește ocazii de a obține puncte. Urmează încă un jucător la baston. Pare că avem aici doi juniori de la echipa Hoina Craiova, dar care la seniori joacă la echipa Frontiera Tomis Constanța. Puncte obținute și de către acesta. Scorul devine 10-0. Urmează încă o lovitură de baston a unui junior de la Hoina Craiova. Lovitura este scurtă, nu se obțin puncte, se avansează foarte repede pe culoarea de întoarcere. S-a tras, jucătorul nu a fost lovit. Iată cât de importante sunt loviturile de baston, care permit jucătorilor să scape neloviți pe ambele culoare de joc. Urmează o nouă lovitură de baston. Să vedem dacă va fi de un punct sau două puncte. Se concentrează și o lovitură ratată. Se intră la apărare. S-a atras pe lângă, mingea nu este recuperată. Jucătorii de pe culoarul de ducere nu au dublat. Scorul rămâne neschimbat. Un jucător de la Frontiera se află în triunghiul 2 pe culoarul de ducere. Jocul este deschis de către fundaș. Probabil că se va intra și la întoarcere. O pasă. S-a tras, mingea este respinsă cu palmele foarte ușor. Jucătorul scapă nelovit pe culoarul de ducere. Un nou jucător la baston. Acesta este Alexandru Georgescu, fratele capitanului de joc, Mihai Georgescu. Concentrare și o lovitură scăpată în zona de 3 sferturi. Încă un punct pentru Frontiera Tomis Constanța. Scor devine 11-10, dacă nu mă înșel. Încă o minge scăpată de către cei de la Râmnicu Sărat. S-a tras, au scăpat ambii jucători. În continuare, CSM Râmnicu Sărat nu obține punctul. Urmează un nou jucător la baston. Jucătorul cu numărul 11, care este și ultimul. O lovitură ratată, s-a intrat la apărare. Se avansează pe ambele culoare. Lovitură ratată și de data aceasta. Mai este un jucător pe culoarul de ducere. Jocul este deschis de către fundaș. S-a intrat și pe culoarul de întoarcere. Se joacă triunghiul 1 pe întoarcere.
A intrat și celălalt jucător la apărare. Forțează, se trece în careul 1, în careul 2, foarte rapid parcurgerea jucătorului cu numărul 4, care scapă nelovit. Jucătorul cu numărul 13 este oprit în careul 2 de pe întoarcere. Jocul este deschis. Să vedem dacă cei de la Râmnicu Sărat vor reuși să obțină în final puncte din țintirea jucătorilor. Încă o diagonală scăpată. Jucătorul avansează încă un spațiu până în triunghiul 2 al careului de întoarcere, al culoarului de întoarcere. Jocul este deschis de către fruntaș. Încă o pasă ratată. Acesta este finalul primei reprize. Dacă nu mă înșel, scorul este 11-10 pentru echipa frontieră Tomis Constanța. Cele două echipe vor schimba acum rolurile. Respectiv echipa CSM Râmnicu Sărat. Jucătorii de la frontiera se îndreaptă către zona de fund pentru a intra în teren. Scorul este confirmat și de către masa oficială, 11-10. Acesta este meciul 2 din cadrul Cupei Federației la Oină Seniori. Iată că jucătorii de la frontiera intră în teren în clasica configurație 1-3-3-1. La al doilea fluier mărginea și se îndreaptă către cercuri. Vor urma pase de încălzire realizate de către aceștia. Pase foarte bune, după cum puteți observa, realizate de către jucătorii campioanei naționale a României. S-a trecut la încălzirea jucătorilor de pe culoarul de întoarcere. S-a trecut și la culoarul 1 de pe culoarul de pe s-a trecut la careul 1 de pe culoarul de întoarcere. Viteza de circulație a mingii foarte bună. Iată, ce frumos este jocul de oină, cu ce viteză circulă mingea și ce spectacol putem vedea astăzi la stadionul Arcul de Triunf din capitală. Reamintesc faptul că transmisiunea se realizează prin intermediul a 4 camere video. O cameră ce filmează zona de bătaie, a doua cameră cu o vedere de ansamblu a terenului, camera numărul 3 cu
cu zona de 3 sferturi și zona de fund, respectiv camera 4, camera mobilă, care poate oferi un zoom pe fazele în desfășurare ale meciului. La baston, primul jucător de la CSM Râmnicu Sărat, cu o lovitură foarte bună, foarte lungă, dincolo de linia de 65 de metri, 2 puncte pentru aceștia, scorul devine 11-2. Iată că spectatorii sunt încântați de faptul că CSM Râmnicu Sărat a obținut primele puncte. 2 puncte, fenomenal, fantastic, a ajuns în terenul celălalt. Urmează următorul jucător la baston. O lovitură scurtă nu aduce puncte. Urmează jucătorul cu numărul 3. S-a format o grupă de 2 jucători care vor intra acum pe culoarul de ducere. Concentrare și o lovitură înaltă prinsă și respinsă în același timp. Scapă jucătorul nelovit. Va urma faza prinsului la mijloc, între fundaș și mijlocașul 2. Fundașul a ieșit foarte mult din spațiul de joc destinat lui, până la linia de 3 sferturi, astfel că a redus distanța dintre cei doi jucători între care se joacă prinsul la mijloc la aproximativ 15 metri. O distanță destul de mică, ceea ce le va oferi un avantaj pentru obținerea unei puncte dintr-o țintire. Ia să vedem dacă se va da o pasă, a doua pasă, s-a tras, jucătorul a sărit și încă o ratare incredibil. Jucătorul avansează și ambii jucători au scăpat. Scorul rămâne în continuare 11-2 pentru frontiera Tomis Constanța. Urmează o nouă lovitură de baston. Concentrare. O lovitură scurtă nu aduce puncte. Urmează un nou jucător la baston. Dacă nu mă înșel, este fundașul echipei CSM Râmnicu Sărat. O lovitură scurtă, ba nu, un punct obținut de CSM Râmnicu Sărat, scorul devine 11-3. Jocul continuă pe culoarul de ducere, unde se află doi jucători. Să vedem coordonatorul, mijlocașul 2 de la frontiera, pe cine va decide să joace. Se îndreaptă către ducere, dar totuși alege întoarcerea. Începe o serie de pase succesive cu rolul de a deruta jucătorul aflat la apărare. Jucătorul încearcă să forțeze. Reușește să scape, incredibil, incredibilă ratare. Iată că jocul de oină este spectaculos. Chiar dacă jucătorul cu numărul 10 a făcut 2 fente, totuși nu a reușit să
lovească jucătorul aflat la apărare, care a scăpat miraculos. Mai este un jucător la apărare, jucătorul cu numărul 17. O pasă. Încă una. Să vedem dacă va trage fruntașul sau marginașul 3 de la întoarcere. Pasă. Pasă nesincronizată cu fruntașul. Scapă și acest jucător. Până va fi recuperată mingea, vă reamintesc faptul că ne aflăm la Cupa Federației, la Oină Masculin. Meciul 2 se desfășoară între Frontiera Tomis Constanța și CSM Râmnicu Sărat. În meciul anterior, dintre CSM Oltenița și Izvorul Chiriști, a avut câștig de cauză echipa din Călăraș. Urmează acum o nouă lovitură de baston. Primul serviciu este refuzat. Concentrare foarte multă. O lovitură scurtă. Nu aduce puncte. O nouă lovitură de baston. Două puncte. Să vedem dacă vom vedea încă două puncte. Publicul este dornic să vadă lovituri foarte bune de baston, lovituri spectaculoase. O lovitură foarte bună, dar cade în aut. Nu se obțin puncte. Urmează o nouă lovitură de baston. Avem grupe, atât pe ducere și cât pe întoarcere. Sunt doi jucători care așteaptă să intre pe fiecare culoar. Concentrare. O lovitură ratată. S-a intrat la apărare pe culoarul de întoarcere. Un jucător în careul 1, un jucător în careul 2. Pase succesive pentru a deruta adversarul. A intrat și jucătorul celălalt în careul 2. S-a tras pe lângă. Un jucător va fi oprit în triunghi, fiind avansat în spațiu. Celălalt are dreptul să parcurgă culoarul până la capăt. Se pare că au scăpat ambii jucători. Urmează o nouă lovitură de baston. S-a refuzat primul serviciu. O lovitură ratată și de data aceasta. Avem grupe și pe culoarul de ducere și pe culoarul de întoarcere. O lovitură foarte bună. Nu se obțin puncte însă. Jocul continuă în careul 1 al culoarului de întoarcere. Avem doi jucători la apărare. Pase foarte bune și în forță. O fentă. O diagonală. Încă o pasă. Jocul prinde viteză. Pasa este scăpată. Diagonală și o lovitură foarte ușoară din partea marginașului 3 la întoarcere, care l-a avut practic în mână
pe jucătorul cu numărul 26. Mai este un jucător aflat la apărare, jucătorul cu numărul 16. Să vedem cine își va asuma răspunderea de a trage. Este lăsat să scape. Între timp aceștia s-au decis să-l joace pe jucătorul cu numărul 14, care a avansat în culoarul 1, în careul 1. Lovitură valabilă. Încă 2 puncte pentru frontiera Tomis Constanța. Scorul devine, dacă nu mă înșel, 13-3. 15-3, rectific. Urmează prinsul la mijloc. Prinsul la mijloc putem să-l asemănăm cu un fel de penalti, un fel de lovitură de pedeapsă, să zicem așa, deoarece mingea bătută cu baston a fost prinsă de ceilalți jucători aflați la prindere. Iar acum jucătorul vine între cei doi și trebuie să se apere de o lovitură directă. Iată că se termină prinsul la mijloc. Scapă jucătorul și pe ducere, între timp scapă și cel de pe clorul de întoarcere. Să vedem dacă va urma o nouă lovitură la baston. Da. Urmează o nouă lovitură la baston. Primul serviciu este refuzat. Concentrare foarte mult, o lovitură scurtă, nu aduce puncte, s-a intrat la apărare pe coloană de întoarcere. Se așează jocul, ca la un poziționat din jocul de handbal. Pase foarte bune și în forță. O diagonală ratată, jucătorul avansează în spațiu, până în careul 2. S-a tras pe lângă și pare că ambii jucători scapă. Final de meci. Scorul pare să fie 15-3 pentru frontiera Tomis Constanța. Să vedem și confirmarea de la arbitri. Rezultat final. Cele două echipe se aliniază în mijlocul terenului pentru salutul final. Scor final 15-3 în meciul dintre frontiera Tomis Constanța și CSM Râmnicu Sărat. Un meci foarte bun făcut de echipa din Constanța. Dacă nu mă înșel, 11 puncte au fost realizate din loviturile de baston de partea echipei frontiera Tomis Constanța. Va urma următorul meci dintre
frontiera Tomis Constanța și Izvorul Chiuiești. Izvorul Chiuiești, reamintesc, în primul meci a cedat în fața echipei CSM Oltenița. Iată că se vor întâlni acum campioana și vicecampioana țării. Se anunță a fi un meci deosebit de strâns, un meci interesant.
Începe meciul dintre echipele Frontiera Tomis Constanța și Izvorul Chiuiești. Arbitrează Radu Jereanu și Adrian Iancu. Acum are loc procedeul alegerii terenului. Cei doi capitani pun succesiv mâna una peste cealaltă, iar ultimul care rămână cu minimum 4 degete pe baston are dreptul să aleagă repriza de începere. Se pare că Frontiera a câștigat și alege să înceapă meciul la baston. Bună ziua, bine v-am regăsit! Oliver a reușit până acum să facă un maraton în ceea ce privește transmiterea meciurilor. Mulțumesc mult, Oliver! Oliver Ioniță, sunt Nicolae Dobre, care alături de Oliver încercăm să vă aducem în, acolo unde sunteți, câteva din tainele jocului nostru național, sportului nostru național. După un maraton care a durat până acum, cred că 7-8 ore, mai avem încă vreo 2-3 ore și terminăm. Credem că partida care începe acum poate fi considerată cea mai echilibrată dintre cele care se vor desfășura astăzi, dacă avem în vedere faptul că pe parcursul anului cele două echipe au avut evoluții constante, au și fost victorii pe care și le-au împărțit. Frontiera Constanța este campioana națională antitră, iar echipa din Chiuiești, în echipament negru, este vicecampioană națională cu o evoluție foarte bună în toate competițiile de seniori în care a evoluat anul acesta. Oliver, până se încălzesc, pentru că sunt obișnuitele pase de încălzire, suntem aici la București, într-un loc unde în decursul timpului s-a jucat Oină. Carol I a fost cel care a dat teren aici pentru Parcul Societăților Sportive. Între terenurile care au fost aici a fost și un teren de Oină. Tu faci parte din grupul de inițiativă care încearcă la nivelul capitalei să readucă Oină în atenție. Ai această pasiune de mic copil din satul tău natal, din Țițești, din Argeș, un centru important al Oinei. Te felicit pentru faptul că acolo ai reușit ca să readuci Oină în atenția tuturor, dar mai mult decât atât, pe lângă clubul pe care l-ai înființat acolo împreună cu un grup de pasionați ai Oinei, iată că și la nivelul capitalei faci foarte multe activități. Ce șanse sunt ca în scurt timp să avem aici o echipă de seniori? Avem pe straj București care când vine, când nu vine, dar vreau o echipă de seniori stabilă. Aici aveți un proiect frumos la nivelul capitalei, vă ajută și federația. Cum sunt la nivelul capitalei? Mulțumesc pentru cuvintele frumoase, domnule președinte. La nivelul Bucureștiului, deocamdată ne avem un procesul de descoperire a jocului de oină. Se practică oina în câteva școli din capitală, dar mai este mult, zic eu, până să ajungem să avem o echipă care să concureze alături de aceste echipe și centre de tradiție în ceea ce privește jocul de oină. Căutăm de asemenea foști practicanți ai jocului de oină din provincie care acum s-au stabilit în capitală și care ar putea să dea o mână de ajutor în ceea ce privește revitalizarea jocului aici. Este nevoie de oameni pentru a începe un amplu proces de descoperire a jocului de oină. Mulțumesc mult, vom reveni asupra ceea ce înseamnă București. Începe partida cu prima lovitură de baston aparținând jucătorilor de la Frontiera Constanța. O lovitură foarte înaltă și lungă în același timp, care aduce cu siguranță două puncte pentru Frontiera, care deschide scorul. Așadar, scorul este 2-0 pentru Frontiera Tomis Constanța. Până vine mingea înapoi, să spunem că sunteți pe drumul cel bun, deja foarte mulți copii s-au îndreptat către acest sport în capitală, dacă în urmă cu 2-3 ani de zile nu aveam nicio echipă, iată acum avem, cred că peste 10-15 echipe școlare formate, e drept că nu au un nivel de performanță deosebit, dar nu poți să ai performanță deosebită de la început, important este că sunt profesori de educație fizică care sunt alături de noi, vom reveni asupra acestui aspect după următoarea lovitură de baston, 2-0 pentru Constanța în acest moment. Un meci care se anunță echilibrat, suntem de-abia la a doua lovitură de baston. O lovitură de asemenea bună, dar care se oprește la un metru în fața liniei, în zonei de fund, de unde ar fi putut să obțină un punct dacă ar fi atins terenul. Acolo ar fi obținut un punct în zona de 3 sferturi, nu s-a întâmplat, va urma faza de prins la mijloc. 2-0 rămâne în continuare. Pentru cei care ați fost alături noi pe durata acestei zile, să vă spunem faptul că noi astăzi am încercat să transmitem, nu suntem profesioniști, echipa tehnică este formată din Victoria Oine, din mine, din Victor, din Oliver, oameni care nu suntem de specialitate, am încercat să transmitem și noi cum am putut, cred că suntem pe drumul cel bun, dacă ne cere scuze pentru ce a fost la început, nu a fost poate cel mai bună transmisie, vor reveni asupra acestui aspect, urmează faza de prins la mijloc,
primele pase sau prima pasă, să vedem, are voie la 3 pase. În timpul acesta, jucătorul care a bătut de la Constanța trebuie să stea între cei doi jucători care pasează de la izvorul Chiești. Reamintesc, izvorul Chiești, echipament negru, frontiera echipament albastru, alb-albastru. O primă pasă, distanța este destul de mare, va urma a doua pasă, sunt aproximativ 30 de metri între cele două echipe care pasează. S-a mingea atins pământul, va ieși din fază de prins la mijloc și scapă jucătorul de la Constanța. Spuneam că astăzi am încercat să transmitem meciul așa cum am putut. Cred că ne-am descurcat binișor, deși nu ne ajută poziția. Suntem pe terenul numărul 2 din cadrul Complexului Sportiv Național Arcul de Triumf. Nu avem poziție, toate instalațiile sunt făcute pentru a se transmite după terenul central evenimentul sportiv. Noi am improvizat și am încercat să facem așa fel încât să putem să transmitem și după terenul 2. Ne-a reușit parțial, internetul ne-a mai făcut ceva probleme, dar per total, dacă am reușit să vă facem cât de cât cunoscut ce se întâmplă aici, ne bucurăm, revenim în meci, o nouă încercare a celor de la Constanța, o lovitură de data aceasta foarte bună, două puncte în contul Constanței, care conduce cu 4-0, dacă nu mă înșel, 4-0 în acest moment, după primii trei jucători care au lovit mingea. Constanța, o echipă bună la baston, o să vedem cum va evolua și echipa din Chiești. Ce este de remarcat este faptul că echipa din Chiești este o echipă foarte, foarte tânără, foarte bună și foarte tânără, cu o medie de vârstă în jurul a 20 de ani. Constanța, o îmbinare între jucători cu experiență de 50 de ani, cu tineri de 18-20 de ani, așadar experiența versus entuziasmul celor de la Chiești. Să vedem ce se va întâmpla, o nouă încercare a celor de la frontiera de a obține puncte. O lovitură înaltă, să vedem dacă destul de lungă, mai mult ca sigur, da, depășește zona de fund în aer, încă 2 puncte, 6-0 pentru echipa constanțeană. Oliver, cum merge echipa ta de la Olimpicii? Fă-vă felice, l-ați fost la o primă competiție, care e atmosfera acolo, la nivelul localității, pentru că ați readus oina acolo? La Țițești, da, la noi, la Țițești, oina s-a păstrat de-a lungul anilor prin intermediul școlii gimnaziale, dar anul 2023 ne-a dus în faptul de a fi necesară o echipă de seniori, o echipă a unui club sportiv. Noi continuăm antrenamentele și sperăm ca în cel mai scurt timp să obținem rezultate bune și la seniori. Bun succes, să revenim în joc. Deja pasele ale celor de la Izvorul s-a intrat la apărare în primul carou pe sensul de întoarcere. Reamintesc că în această fază a jocului, jucătorii din teren negru vor obține 2 puncte pentru fiecare jucător lovit. Condiția este ca atât când a tras, cât și după aceasta, să rămână cu cel puțin un picior în cerc. Ceilalți în alb au voie să se apere cu palmele. Foarte bine s-a apărat din nou. Mingea este departe transmisă și va merge probabil până la capăt. Da, a scăpat numărul 15 de la Constanța. Reamintesc, pentru fiecare jucător lovit, cei negru obțin 2 puncte. Mijlocașul centru de la echipa din Chiuiești de Cluj, un centru de tradiție al UNE, vreau să spun că s-a accidentat puțin, o pasă care a fost un pic înaltă și l-a prins nepregătit. Spuneam de faptul că ești dintr-o zonă în care se practică UNE și că încerci să faci la nivelul capitalei mai multe activități. Ce este îmbucurător este faptul că astăzi am avut prezența aici foarte mulți profesori de educație fizică care au venit să vadă acest joc, discutați cu ei, prealabil au venit acum ca să vadă UNE. Mai mult decât atât, am avut o delegație foarte numeroasă, cred că sunt în jur de 6-7 profesori împreună cu inspectorul de educație fizică din Telorman, un centru de tradiție, noi probabil unul dintre cele mai importante centre din istoria UNE, care l-a dat pe regretatul Nicolae Păsărită, considerat de departe cel mai mare jucător de UNE din istorie. Au fost prezenți aici pentru că vor să implementeze un proiect, un proiect de genul celui care a început de luna aceasta la Constanța, Constanța fiind primul județ de România care aplică programul național Redescoperă UNE, program care își propune să readucă în atenția publicului, în special din mediul școlar, acestui sport ca joc național. Revenind în mediul școlar, la voi la Țitești, acolo ați avut pe regretatul Dumitrescu, care a fost unul dintre pionerii UNE pe mediul școlar. Chiar nu știu dacă tu l-ai mai prins în viață, dar el a fost cel care an de zile conducea taberele de pregătire care se organizau pe litoral și nu numai. Presupun că se vorbește foarte frumos de la nivelul comunității, cel puțin la nivelul comunității de UNE se vorbește foarte frumos de către domnul Dumitrescu. Sigur că da, alături de alți doi foști profesori ai școlii, soții Stanciu, care alături de domnul Dumitrescu s-au ocupat de pregătirea echipelor de juniori și de seniori.
Da, într-adevăr, și ce este extrem de important, toți acești dascăli au fost formați la școala normală din Câmpul Lung, acolo, de acolo a plecat și profesorul Albu, care a dus oina în Telorman și peste tot. Vor reveni o lovitură ratată data aceasta, așadar școala din Câmpul Lung a fost cea care în decursul timpului a format pe cei care au răspândit oina la nivel național, Câmpul Lungul cu o tradiție extraordinară, chiar am fost acolo și am descoperit câteva trofee de acolo 100 ceva de ani extrem, extrem de frumoase. Reamintim că suntem la Cupa Federației, în meciul dintre Frontiera Tomis Constanța și echipa din Cluj, Izvorul Chiuiești din Cluj, pe terenul 2, pe terenul de sintetic, are loc competiția similară a fetelor, după ce mai devreme s-a desfășurat Cupa României între echipele de fete câștigate de Dacia Mioveni din județul Argeș, Dacia Mioveni 2012, s-a tras pe lângă capitanul echipei Constanțene, conform regulamentului, întrucât mingea a părăsit terenul, acesta va merge până la capăt, fără să mai fie jucat. Ceilalți doi jucători, care erau în spațiu, în careul pe întâi, pe sensul de întoarcere, vor fi avansați în al doilea careu. Spuneam de faptul că la nivelul capital avem foarte multe activități. Suntem pe terenul 2, dar pe terenul 1 de regulă se desfășoară cele mai frumoase activități de mâine, Cupa Regelui și Cupa Reginei, competițiile care au parte de cea mai importantă mediatizare. Și tu ai fost prezent anul trecut la această competiție. Cum s-a părut această competiție? Și o să-l întrebăm și pe Victor, pentru că este alături noi. Împreună a făcut parte din colectivul, dacă vreți, de voluntari care ne-au ajutat. Să-l întrebăm un pic pe Victor, care a fost alături de noi și care este unul din inițiatorii acestui grup care încearcă să aduc voi în atenția capitalei cu proiecte multe începute de ceva timp și care nu se lasă, este foarte ambițios. Te rog, Victor. Mulțumesc, bună ziua pe această cale, bună ziua tuturor spectatorilor noștri de astăzi. Da, oina cred că trebuie să revină și în București. De altfel, aceste competiții care se desfășoară în Complexul Național Arcul de Triumf trebuie să fie cunoscute, popularizate în toate cartierele, în toate sectoarele, astfel încât din ce în ce mai mulți copii, părinți, chiar și adolescenți și tineri să poată veni și să îndrăgească, să înceapă pas cu pas să îndrăgească și să redescopere acest joc minunat. Dacă ați fi aici la înălțimea mea, cred că ați avea piele de găină, se vede foarte frumos, bate un pic vântul, pe Oliver a luat puțin frigul, i-am făcut un pic de încurajare, dar eu cred că atmosfera este plăcută și un timp liber cheltuit pentru copii și pentru părinți în București ar putea fi alocat redescoperirii oinei. Dau microfonul înapoi domnului președinte, continuăm. Da, vom continua, am mai furnizat câteva informații, pentru că jocul era oprit, este o fază care se întâmplă des la oină, mingea este pierdută, este căutată de multe ori prin bălării, acesta este specificul jocului de oină, ne-am dorit să jucăm mereu pe terenuri cum este cel din spatele nostru aici la Arcul de Triumf, dar oina a plecat undeva de la țară, dintr-un teren neamenajat, între timp au început pasele celor de la Izvorul în careul al doilea pe sensul de întoarcere. Sunt doi jucători la apărare, numărul maxim permis de regulament, numai doi jucători pot fi pe un sens. Pase bune până acum. Vă spuneam că echipa din Chiuiești, o echipă foarte tânără, foarte bună, multiplă campioană națională de juniori, prevăd un viitor foarte bun și la seniori. Deja a bătut echipa din Constanța anul acesta și a avut rezultate deosebite în toate competițiile la care a participat, așadar este un proiect extrem de frumos, să-l felicit pe domnul primar al comunei care susține financiar această echipă și pe antrenor, pe Tică, cel care este domnul Ferenț Vasile, care este sufletul acestei echipe și punem multă pasiune. S-a scăpat mingea și vor merge, presupun, ambii până la capăt. Da, Cupa Federației la Unii este o competiție prin care de fiecare dată ne propunem să aniversăm ceva. Anul acesta vom aniversăm cu această ocazie 125 de ani de la primul regulament al jocului de oină, primul regulament unic al jocului de oină în două etape. Etapa întâi este această competiție sportivă. Să vedem ce se va întâmpla și revenim și cu etapa a doua. O lovitură înaltă, va merge în out sau este scurtă, să vedem, presupun că out, da, out, scorul în continuare a rămas
6-0, câte 6-0, 6-0 cu echipa Constanțeană la bătaie. Spuneam că avem două etape. Etapa a doua va consta într-o seară a oinei care va avea loc nu departe de aici, la Palatul Elisabeta, la începutul lunii noiembrie, unde Familia Regală a României va mâna câteva distincții celor care sunt alături de sportul național. Mulțumim cu o dată Familiei Regale pentru faptul că este alături de noi. O nouă încercare de a obține puncte pentru echipa Constanțeană. A început să bată vântul, aceasta face probleme celor care sunt la bătaie, pentru că este mai greu să fie servită bine mingea și lovită în același timp. S-a intrat la apărare pe sensul de întoarcere, pe ducere se profită de faptul că nu se joacă, că se joacă pe întoarcere și au venit fără să mai aibă vreun pericol, liber pe sensul de ducere. Unul singur la apărare în primul triunghi, pase bune până acum. Vor începe și diagonalele, cred, în scurt timp. Da, o diagonală bună, acum se va trage, s-a tras, a pus palma, a fost însă recuperată foarte bine mingea, a avansat în spațiu, a tras, data aceasta pe lângă și va scăpa jucătorul de la echipa Constanțeană. După cum vedeți, ambițiile sunt mari, să vedem și ce se va întâmpla ca și reușită. Spuneam de competiția aceasta prin care aniversăm cei 125 de ani. Prin aceste două competiții care se desfășoară în paralel acum, practic încheiem sezonul pe iarbă, sezonul în aer liber. Urmează sezonul de sală, care va avea de asemenea competiții la seniori și juniori, la fete și la băieți. Așadar, nu se termină oi în anul acesta, mai avem foarte multe activități. O să revenim asupra lor. O nouă încercare a celor de la Constanța de a obține puncte, care echipa Constanțeană conduce cu 6-0, o lovitură, cred că data aceasta bună. Mingea a fost prinsă în zonă, un singur punct suplimentar, dacă mingea ar fi atins pământul, ar fi fost două puncte suplimentare, 7-0. S-a intrat la apărare pe sensul de ducere. Unul din tinerii jucători ai Constanței, spuneam, Constanța este o echipă formată atât de jucători cu experiență, cât și jucători tineri. Numărul 6 este unul din jucătorii tineri ai Constanței, care încearcă să se impună în această echipă cu foarte multe rezultate în ultima perioadă. A câștigat cele mai multe campionate, probabil că are în jur de 15-16 campionate câștigate în ultimii 20 de ani. O echipă importantă, formată în mare parte din lucrătoare ai Poliției de Frontieră. Spuneam că suntem la Cupa Federației la Oină, o competiție organizată de către Federația Română de Oină, în colaborare cu Agenția Națională pentru Sport și Comitetul Olimpic Sportiv Român și, bineînțeles, având un suport deosebit din partea gazelor noastre, cei de la Complexul Sportiv Național Arcul de Triumf, care le mulțumim încă o dată pe această cale pentru faptul că aici, în ultima perioadă, ne simțim ca acasă. Contează mult să ai și tu un loc unde să poți să vii să organizezi competiții în condiții civilizate și nu oriunde, ci în capitala României. Ajută foarte mult la promovarea noastră această deschidere pe care o manifestă conducerea Complexului Sportiv Național Arcul de Triumf. O nouă încercare a celor de la Constanța, care are 7 puncte până acum realizate. Ratată această încercare, în schimb se va intra la apărare pe ambele sensuri. Cum ți se pare, Oliver, care e ritmul meciului? Ritmul de joc este foarte bun. Frontiera Constanța confirmă faptul că are un joc la baston destul de bun. De asemenea, echipa din Chiuiești are un ritm de pasare destul de bun. Vom vedea care echipă va câștiga acest meci. Da, într-adevăr, dincolo de ce vor reuși, se simte, din ce văd eu așa, ambiția celor de la Constanța de a arăta că în urmă cu 2-3 săptămâni, când au fost învinși la turneul al doilea play-off desfășurat la Lipănești în Prahova, atunci a fost un meci foarte încins între cele două echipe, câștigat în final de către echipa din Cluj. Se pare că vor să-și are revanșa, vor neapărat cei din Constanța să câștige această competiție și să facă tripla, întrucât au câștigat și campionatul și Cupa României. Probabil că își doresc foarte mult ca în acest an aniversar să câștige și Cupa Federației. Se simte ambiția cu care evoluează această echipă. Pe partea cealaltă, cei de la Izvorul doresc să confirme că n-a fost un simplu accident ce s-a întâmplat Lipănești și fac tot ce ține de ei pentru a putea să intre în posesia Cupei Federației la Oină, ediția de anul acesta. Fetele, pe partea cealaltă, au o evoluție frumoasă, din ce văd, este un spirit de fair play care a dominat
toată această zi, foarte multe activități desfășurate într-un spirit de fair play deosebit, pe o vreme foarte bună, care a surprins, bineînțeles, pe toată lumea. Deja suntem în prima săptămână din luna octombrie și avem 25-26 de grade, temperatura este excelentă, deși aici unde suntem noi sus bate vântul foarte tare și să stai toată ziua aici în curentul acesta nu cred că a fost plăcut, dar mai avem puțin și scăpăm, pentru că, per total, cred eu că a meritat efortul, întrucât atât cât am putut am transmis din frumusețea acestui sport, chiar dacă, repet, cu micile probleme tehnice datorate în principal internetului, eu știu, altor probleme care apar pe parcursul folosirii tehnicii, cred că în final am reușit să transmitem meciurile importante, iar dacă reușim să ducem până la final în aceleași condiții Cupa Federației, cred că scopul de a promova Oina în condiții foarte bune a fost realizat. O nouă încercare a celor de la Constanța de a obține puncte. Spuneam că încheiem sezonul. Săptămâna trecută am avut Cupa Unirii, care s-a desfășurat la Chișinău, o competiție care a venit ca un răspuns a participării fraților noștri dincolo de Prut la Cupa Unirii desfășurată la Iași, o activitate prin care ținem treaz spiritul românesc dincolo de Prut. Felicităm componenții lotului național care au reușit să aibă o evoluție foarte bună la Chișinău și pentru tot vorbim de lotul național. În aceste zile la ambasada României din Uidele s-a primit o cerere pentru o delegație de a jucătorilor din Nepal, din Katmandu, care doresc la viitoare să facă o activitate de promovare și de învățare a oinei în România. Așadar există șanse foarte mari, dacă li se va aproba această solicitare, să avem luna viitoare un meci internațional pe stadionul din spatele nostru, pe stadionul din cadrul Complexului Sportiv Național Arcul de Triumf între România și Nepal. Ultimul jucător la bătaie în această repriză pentru Frontiera, care conduce cu 7-0, da? O lovitoare înaltă, dar scurtă. În schimb, va fi bună pentru alergare. Unul din jucători, numărul 12, probabil că va ajunge la capăt, într-adevăr. Celălalt, pe sensul de ducere, a ajuns și el. Acum încep pasele celor de la echipa din Cluj. Pase bune, poziție bună la apărare a jucătorului de la Constanța, un jucător cu experiență. Să vedem dacă va reuși să scape nelovit aici. Cei de la Chiuiești trebuie să lovească pentru a intra în meci. Pentru fiecare jucător lovit, reamintesc, obțin 2 puncte. Pase bune, să vedem cine trage, pentru că la un moment dat trebuie să și riște cineva. O pasă imprecisă care a fost recuperată însă foarte bine. Ce am văzut astăzi aici la teren au fost foarte mulți copii. A călcat strâmb, se pare. S-a accidentat jucătorul de la Constanța, dar este încăpățânat, vrea să rămână la apărare. Are o problemă medicală, dar poate să renunțe. Așteaptă să greșească cei de la Izvor. Au tras pe lângă. Va merge până la capăt. Probabil că a făcut o întindere. Ar fi bine să nu forțeze, mai sunt meciuri. O să vedem următorul jucător, cred că este ultimul, da? Ultimul care va intra la apărare. Jucătorul care este acum la apărare, jucătorul Constanței, este din Vorona Mare, din Botoșani. Constanța are foarte mulți jucători din toată țara și pentru că am vorbit de Vorona Mare, săptămâna trecută am fost contactați, un centru important al lui, cel din Vorona, am fost contactați de directorul școlii din localitate care va înființa un club sportiv, dând o șansă celor de mediu școlar care practică oina la nivelul comunității să vină la competițiile federației. Felicităm pentru această inițiativă și sunt convins că în scurt timp o să revină și cu echipa de club a Comunei Vorona Mare la competiții și pentru că tot vorbim de echipe noi, avem deja solicitări din Timiș, pe lângă cele 50 de cluburi care sunt afiliate la federație din Vâlcea, cred că până la sfârșitul anului sunt șanse să fie în jur de 60 de structuri sportive afiliate la federație, deja acum avem 51, numărul este în continuă creștere, în Cluj mai sunt încă 3 echipe care au depus actele ca să își înființeze
structuri sportive care să aibă în CIS trecută Oina. Revenim asupra acestui aspect. A intrat ultimul jucător la apărare în triunghi, triunghiul 1 pe sensul de întoarcere, jucătorul din Botoșan de care vorbeam, un jucător ambițios, polițist de frontieră în partea de nord a țării. Pase bune până aici. Mijlocașul centru este foarte important, jucătorul care va prinde mingea acum. N-a ajuns mingea la el. Foarte bine a pus palma, să vedem dacă ajunge la capăt. S-a tras, nu s-a tras. Va intra și al doilea. Să vedem dacă vor intra ambii în triunghi, cei doi jucători de la Constanța, ultimii la apărare. Va trebui să tragă cineva. Lovitură valabilă. Spuneam că trebuie să intre în joc. Două puncte în contul echipei din Chiuiești. 7-2. Mai au posibilitatea să facă încă două puncte cei de la Izvorul, întrucât mai este un jucător la apărare în careul al doilea pe sensul de întoarcere. Pase bune aici. Spuneam de mijlocașul centru. Acesta este mijlocașul centru numărul 1, cel care practic coordonează întreaga echipă la prindere. El fiind cel care impune ritmul jocului. Să vedem dacă ajunge la capă numărul 17. Da, scapă. Pauză. Se vor inversa rolurile. Echipa care a fost la prindere, echipa din Cluj, va fi la bătaie. Cealaltă echipă, frontiera, va fi la prindere. Spuneam că suntem la partida cu numărul 3, mai sunt încă 3 partide, sunt echipele care vor evolua într-un turneu simplu, pentru că avem câteva minute de pauză. O să rog pe Victor să ne mai spună câteva cuvinte cum stăm cu Oina la nivelul capitalei și ce inițiative mai sunt pe aici, dacă avem șanse sau nu să se implice cu adevărat autoritățile în acest proiect la care el muncește foarte mult alături de noi. Da, avem un succes. Să spunem așa, Oina a fost reprezentată pentru prima oară la Săptămâna Europeană a Sportului. Din partea administrației publice locale pare că avem o susținere. Chiar am lansat un prim titlu al unei inițiative pilot. Sectorul 6 descoperă Oina. Pentru a nu fi doar un simplu titlu, am trecut și la câteva punere în practică a unor activități la nivel de unități de învățământ. Am făcut un fel de mini-caravană și am poposit la liceul Marin Preda, unde m-am bucurat să văd copiii interesați de Oină la nivel primar. Cu îngăduința cadrelor didactice am făcut jocuri de mișcare introducând bastonul și Oina la ora de educație fizică și sport. La fel, am fost surprins de forța cu care aruncau cei de clasa 8-a de la liceul Marin Preda. Mulțumesc pe această cale doamnei Otilia Guli pentru deschiderea și susținerea desfășurării activității. Sper să revenim la liceu. La fel, într-un liceu din sectorul 6, Gheorghe Asachi, un profesor inimos titularizat recent acolo, vrea să ajungă chiar să câștige campionatul național, spunea el. E foarte inimos și foarte curajos, am spus și eu. Cu toate că am văzut la lucru elevi din două clase de a noua, un efectiv de vreo 30 și ceva de elevi care au fost în primul rând implicați și am văzut, în ciuda faptului că timpul n-a fost destul pentru toți, pentru a trece la bătaie, pentru a prinde, pentru a face pase, și-ar fi mai dorit să prelungească ora de sport. Sectorul 6 descoperă Oina, sperăm noi să fie un alt proiect pilot pe care, cel puțin la nivelul
la nivelul de conștientizare al copilului și al părinților să fie un succes. Urmează, cred că și Oliver a amintit, în vacanța intermodulară, o reeditare a proiectului Hercules, de altfel este, cred că, ediția a patra a acestui proiect și sperăm că OINA va putea să-și continue desfășurarea cursurilor de inițiere pe terenurile pe care le-am avut și până acum, terenul numărul 2 de la Complexul Național Sportiv Arcul de Triunf. Țin și eu să le mulțumesc pe această cale și terenul de la Asociația Sportivă ASPOL București, aflat undeva în, la limita dintre sectorul 2 și sectorul 3. Da, se pare că meciul începe să prindă și mai mare contur sau să... Băieții au trecut la fapte și cred că se reia, da, domnul președinte? Da, într-adevăr, am văzut o evoluție bună a celor de la Izvorul, chiar dacă nu au obținut multe puncte la prindere, o evoluție, zicem, la fel de bună a celor de la Constanța, care au obținut 7 puncte la bătaie. Să vedem ce se va întâmpla acum, cum vor evolua la bătaie și la prindere cele două echipe. Prima care poate să obțină puncte este echipa din Cluj, care va efectua prima lovitură de baston. Poate să intre în meș cu două puncte, cu o lovitură foarte bună, poate să obțină două puncte. Exact ce spuneam, o lovitură foarte bună de două puncte, 7-4 în acest moment. Poate chiar să preia conducerea echipa din Chiuiești. Teoretic este 7-4, mai are încă două lovituri de baston până a intra pe teren. Deci dacă mai fac încă 4 puncte, pot să preia conducerea cu 8-7. Lucru extrem de ușor de realizat dacă vor, pentru că din baston, spre deosebire la prindere, dacă ai o lovitură bună, poți să obții punctele. Totul e să ai acea sincronizare și un pic de noroc, bineînțeles. Să vedem dacă se apropie la un punct acum. E 7-4. O lovitură slabă. Probabil că va fi prins. Nu, n-a fost prins. Au ratat această oportunitate de a se apropia la un punct. Mai au acum o șansă să se apropie la un punct pe următoarea bătaie. Însă, în același timp, indiferent de ce lovitură va reușit numărul 3 de la al treilea jucător, de fapt, de la Chiuiești, vor intra și la apărare, așadar și Constanța va avea șanse să obțină puncte. O să vedem cum evoluează și la prindere Constanța. O lovitură foarte bună, senzațional, foarte lungă, 7-6. Spuneam că poate reveni în meci echipa din rezultat final trecerea fetelor, Dacia Mioveni, CSM Ludicu Sărat. Este anunțat și de pe terenul 2 un rezultat la fete. Dacia Mioveni, CSM Râmnicu Sărat, 8-2. Spuneam că sunt în paralel competițiile la fete și la băieți aici pe terenurile numărul 2 din cadrul Complexului Sportiv Național Arcul de Triunf. S-a tras de către mijlocașul centru de la Constanța asupra unuia dintre jucătorii de la Chiuiești, care a scăpat nelovit și va merge până la capăt. Așadar, scorul rămâne 7-6 în continuare pentru Constanța. Încă un jucător la apărare. Vedem pasele celor de la Constanța. Pase bune până acum. A mai avansat un spațiu, un triunghi. Data aceasta, o lovitură care n-a fost trimisă, mingea n-a fost trimisă cu o viteză mare, totuși l-a prins nepregătit pe jucătorul de la Chiuiești. Scorul rămâne în continuu, a devenit 9-6. La
Reamintim, la această competiție participă 4 echipe, celelalte 2 echipe care mai sunt în trecere, CSM Râmnicu Sărat și CSM Oltenița, se vor întâlni în partida următoare, a 4-a partidă din cele 6 programate astăzi. Sunt 6 partide la feminin, 6 partide la masculin. O lovitură ratată. Cum merg antrenamentele la voi? Știu că v-ați format de puțin, Oliver, și ați fost doar cu pasatelor, dar în rest? Noi încercăm să ne întâlnim în fiecare săptămână, de obicei duminica, după amiaza, pe terenul de sport al școlii gimnaziale și încercăm să ne bucurăm timp de 2 ore de oină, atât cei mici cât și cei mari, și să acumulăm cât mai multă experiență pentru participarea la viitoarele competiții. Într-adevăr, ați plecat cu copii, aveți câțiva mai în vârstă, adulți cu experiență. Avem în tribune alături de noi astăzi și pe domnul Copoeru, originar din comuna Olteni, fost jucător la echipa Viață Nouă Olteni, pe care sperăm să-l auzim în minutele ce urmează. Jucătorii de la Chiuiești primesc câteva indicații de la antrenor. Jocul este oprit deocamdată. Va urma faza prinsului la mijloc. Se va juca între fruntaș, între mijlocașul 1 și între fruntaș și mijlocașul 2. O pasă, a doua pasă, s-a tras, lovitură valabilă, încă 2 puncte pentru frontiera Tomis Constanța, scorul devine 11-6. Alături de noi avem și pe domnul Ioan Vârstă, din comuna Frasin, stabilit în prezent în București, pe care de asemenea sperăm să-l auzim astăzi. Jocul este oprit deocamdată. S-a intrat la apărare pe culoarul de întoarcere. Jucătorul de la Chiuiești se află în careul 1. Domnule Copoeru, dumneavoastră ați jucat la echipa Viață Nouă Olteni în urmă cu ceva ani. Ați putea să ne spuneți cum vi se pare nivelul de joc al acestei competiții comparativ cu ce se juca în urmă cu 30-40 de ani? Este mult sub nivelul anilor 70-80. Când la echipele fruntașe, cazul Scânteii Dinamo, spre exemplu, erau câte 5-6 jucători de la noi, de la Olteni. Da, într-adevăr, cele mai bune echipe din țară la momentul acela erau formate din jucătorii de la centre de tradiție, precum Viață Nouă Olteni, de asemenea și din comuna Curcani. Pase succesive, o diagonală ratată aici, se avansează foarte rapid pe culoarul de întoarcere și scapă jucătorul cu numărul 4 de la echipa Izvorul Chiuiești. Urmează o nouă lovitură de baston pentru echipa din Chiuiești. Aceștia au nevoie de puncte pentru a se apropia de echipa frontieră Tomis Constanța, care are în prezent un avans de 7 puncte, dar care poate fi redus
în urma unor 4 baruri. O lovitură ratată. Se pregătește un nou jucător de la Chiuiești pentru a executa lovitura de baston. După cum am spus, este nevoie de foarte multă concentrare pentru a executa o lovitură de baston foarte bună. Este nevoie de o sincronizare perfectă între cel care servește și cel care lovește mingea cu bastonul. Iată, o lovitură scurtă, de asemenea nu aduce puncte. S-au format grupe de 2 jucători, atât pe culoarul de ducere, de asemenea pe culoarul de întoarcere se află un jucător care ar urma să intre în teren. Să vedem dacă vom avea o lovitură de 1 punct, 2 sau 3. Iată o lovitură foarte bună, însă nu aduce puncte. Se avansează pe culoarul de întoarcere, scapă jucătorul cu numărul 5. De asemenea, un jucător se află în triunghiul 2, de pe culoarul de ducere. S-a tras, mingea este recuperată. Se forțează scăparea. Scapă încă un jucător de la Chiviești și celălalt. Alături de noi l-avem pe domnul Ioan Vârstă din comuna Frasin. Domnule Vârstă, ați putea să ne spuneți cum vi se pare nivelul de joc al acestei competiții comparativ cu cel de pe vremea când evoluați dumneavoastră la Vântul Frasin? În primul rând, bună ziua și vă salut pe toți iubitorii Voinei. Aș putea să spun că nivelul de joc a echipelor din trecut, cu ceva ani în urmă, era un pic mai valoros. Dar și acum avem echipe valoroase, media de vârstă este foarte tânără și cu speranța că în viitor Oina se va dezvolta la un nivel foarte performant. Aș putea să spun despre mine că am fost component al echipei de Oina Vântul Știința Frasin, campioană republicană ediția 1984 și am provenit de la echipele de copii, școlari, juniori, seniori, până la retragerea mea. Acum vedem un meci foarte spectaculos între aceste două echipe pe Arcul de Triumf și invit ca toți bucureștenii, locuitorii, să participe în număr cât mai mare la asemenea competiții pentru a duce mai departe tradiția sportului românesc. Un salut din partea mea pentru Oina și pentru sportul nostru național înainte. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim foarte mult, domnule Vârstă. Între timp, jocul a continuat, avem faza prinsului la mijloc, între fruntaș și mijlocașul 2. S-a voleibalat, s-a redus distanța de joc între cei doi sportivi. O pasă, s-a tras, s-a ratat, mingea este recuperată. Continuă jocul pe culoarul de ducere. Se pare că jucătorul a scăpat nelovit. Mingea este adusă către zona de bătaie. Va urma o nouă lovitură de baston. Va fi chiar ultimul jucător la baston. Scorul este 13-6. Pare că matematic echipa Frontiera Tomis Constanța este câștigătoare. Concentrare. Mingea este servită și o lovitură foarte bună. Un punct. Mingea este prinsă în zona de fund. Cei doi jucători au parcurs culoarul de întoarcere. Mai sunt doi jucători pe culoarul de ducere. Scorul devine 13-7, grație ultimului punct obținut la baston.
Jucătorul avansează în triunghi. S-a tras pe lângă. Nu, lovitura este valabilă. Scorul devine 15-7. Mai sunt la apărare doi jucători, unul pe culoarul de ducere, celălalt așteaptă să intre pe culoarul de întoarcere, iată că a și intrat. Mijlocașul 3 nu se decide pe cine să joace. Încearcă să îl țină prins și pe cel de pe ducere. Se joacă triunghiul 1 pe culoarul de întoarcere, pase foarte rapide, probabil că va trage fundașul. Iată că s-a tras, s-a recuperat foarte bine. Ce important este recuperarea în jocul de oină. Cu o recuperare foarte bună poți juca practic cu un adversar de mai multe ori, ai mai multe ocazii de a-l lovi. Un procedeu tot mai utilizat în ultimii ani în cadrul jocului de oină. S-a tras, lovitura este valabilă, scorul a început să ia proporții, 17-7 pentru frontiera Tomis Constanța. Încă un jucător la apărare în triunghiul 1 pe culoarul de întoarcere. O să mai revină, au posibilitatea să mai revină echipa, jucătorii din echipa cealaltă, din echipa celor de la Izvoru. La din păcate, din punct de vedere matematic, echipa din Chiuiești a pierdut acest meci. Nu mai pot obține puncte la baston, toți jucătorii au executat loviturile la baston. S-a avansat în careul 1 pe culoarul de întoarcere. Se pare că aceștia n-au putut realiza surpriza din ultimul meci al campionatului, când au reușit să învingă campioana națională, Frontiera Tomis Constanța. O diagonală, scăpată în afara terenului, se avansează un spațiu în careul 2 de pe culoarul de întoarcere. Se deschide jocul. Pase succesive în forță. Diagonală. S-a tras, lovitura este cu pământul, nu este valabilă. Continuă secvența de pase pentru derutarea adversarului. S-a tras pe lângă, s-a recuperat. Încă o dată, mingea este recuperată de fruntaș, s-a intrat în triunghi și s-a forțat scăparea și iată că a scăpat și jucătorul cu numărul 11. Este finalul celei de-a doua reprize. Scorul, după calculele noastre, este 17-7 pentru Frontiera Tomis Constanța. După cum am spus, Izvorul Chiuiești nu a reușit să realizeze din nou surpriza de la finalul campionatului național, când a reușit să învingă campioana națională. Așadar s-a încheiat partida așteptată cu cel mai mare interes, având în vedere poziționarea celor două echipe în cadrul campionatului național. Am văzut probabil unul dintre cele mai așteptate meciuri de la această competiție, pentru că am văzut la băieți ce se poate întâmpla. Urmează să vedem ce este la fete. Spuneam că fetele desfășoară în paralel pe terenul sintetic competiția similară. În scurt timp vor intra pe teren echipele care vor evolua, dacă putem spune, având în vedere importanța partidei în finala competiției, deși sistemul este fiecare cu fiecare. Dacia Mioveni și Clubul Sportiv Galicia Mare se vor întâlni în meciul care probabil va decide câștigătoarea Cupei Federației, ambele fiind neînvinse până în acest moment. Dorința de revanșă a echipei din Oltenia, care mai devreme, în cursul dimineții, a pierdut Cupa României, o competiție pe care și-a dorit foarte mult să o câștige, va avea față în față echipa campioană națională antitre, Clubul Sportiv Dacia Mioveni 2012 și proaspăta câștigătoare a Cupei României, așadar eventul realizat de către echipa din Argeș.
Cele două echipe, de altfel, sunt echipele care în ultima perioadă au câștigat cele mai multe titluri de campioană națională, atât la junior cât și la senior. De fiecare dată, meciurile dintre ele au fost extrem de echilibrate. De altfel, sunt și campioanele ultimilor, au câștigat anul trecut și acum 2 ani și au împărțit victoriile atât la Cupa României cât și la Campionatul Național. Au intrat cei doi arbitri pe teren. Discă Ionel din Ghereiești de Neamț, ajutat de, auziți în semnul deja cunoscută, strigătul de luptă, dacă vreți, al echipei în roșu-negru din Mioveni, care se încurajează și intră pe teren. Prima, spuneam că al doilea arbitru este Cristian Bereșoaie, de asemenea din Neamț. Ghereiești, un centru de tradiție al Oinei, nu este prezent aici, dar este locul unde Oina este la ea acasă. A intrat și alte două echipe, echipa din Galicia Mare, din Doș, Clubul Sportiv Galicia Mare. Uitați ce frumoasă atmosferă este când schimbi, plin de tineret, plin de pasiune pentru acest sport. Am avut băieți, acum avem fetele, băieții vor continua disputa pe terenul al doilea. Partida va fi între cele două cluburi sportive municipale, Râmnicu Sărat și echipa din Oltenița. Tragerea la sorți, să vedem cine va câștiga. Arbitrul va decide cine a câștigat. Discuții acolo. Reamintim, jucătoarea care va câștiga bastonul va alege unde va evolua în prima repriză. Se pare că a câștigat echipa roșu, cea din Mioveni, care va fi la bătaie în prima repriză. Echipa din Oltenia, din Galicia Mare, va fi la prindere. Cei doi antrenori ale echipelor sunt Filoftea Dumitru la echipa din Mioveni și Cristian Văduva la echipa din Galicia Mare. Spuneam că sunt doi dintre antrenorii cu experiență, cei care au format zeci de copii, care au avut performanțe deosebite la nivel național. În ultima perioadă aceștia s-au axat doar pe echipele de fete, dar în timp au pregătit și echipe de băieți. A devenit o specialitate la fiecare să pregătească astfel de echipe, pe când o echipă de fete și la Țițești. Noi vom încerca, începând cu acest an, să aducem în atenția fetelor jocul de oină. Totuși, dorim să ne axăm pe viitor mai mult pe echipa de băieți. Este foarte greu să închegi o echipă de fete, dar mai ales să menții o echipă de fete. Nu este foarte ușor, așa că vom vedea ce ne va rezerva viitorul. Și avem o surpriză pentru dumneavoastră, pentru că unul din prietenii mei buni a venit aici. Suntem în direct cu această competiție. Domnul Zetea, binecunoscut pentru suica deosebită, face același lucru ca și noi, duce o tradiție românească mai departe. Îi felicităm pentru acest lucru și pentru că a venit astăzi aici să ne vadă un pic, să vadă oina, este unul din prietenii noștri. O să-l rog să ne spună câteva cuvinte despre acest sport pe care îl îndrăgește și a venit special tocmai de la satul mare să vadă cum e la Constanța ca să ne acorde un sprijin. Ne-am reîntâlnit acolo la București. Îi mulțumesc și în același timp îl felicit pentru faptul că duce mai departe o tradiție. Doresc mult succes, știu că nu este ușor, ca și noi de altfel, și sper că va fi continuare alături de noi. Mulțumesc pentru invitația de a lua cuvântul în acest moment important. Eu n-am un debit verbal atât de mare și nu sunt atât de pregătit pe zona aceasta, pentru că așa cum bine a sesizat, eu mă ocup de altceva. E tot un fel de sport, un sport mai mult decât național, dar mă opresc aici cu sportul respectiv. Ceea ce vreau să spun este că totdeauna a fost aproape de sport în... De regulă, suntem și noi o familie de sportivi. Eu la perioada mea am făcut sport de performanță. N-am atins performanța pe care mi-am dorit-o, dar în schimb fiica mea a reușit să atingă și performanță. Și uite așa, chiar în momentul de față, nepoțelul meu, ca să mă leg de lumea sportului, a luat un titlu de campion pe zona de Body Fitness Challenge, să zic așa, la categoria cea mai mică, are vreo 7 ani doar. Și mă bucură, da, sportul trebuie să facă parte din viața noastră. Oina este un sport național, îmi place ce văd pe teren, îmi place că lumea este aplicată pentru o astfel de mișcare sportivă. Eu închei prin a vă ura succes în continuare și atât cât o să pot, o să țin și eu aproape de acest sport pe care îl numesc de performanță. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult pentru aceste cuvinte frumoase. Începe partida cu prima lovitură de baston aparținând de echipei din... Mioveni, o lovitură lungă, dar totuși nu destul de departe a fost trimisă mingea pentru a obține puncte. Scorul rămâne în continuare 0-0. Spuneam că domnul Zete este alături de noi.
promovează sportul cu tot ce poate în zona de nord a noastră, a României, unde sunt de asemenea centre importante ale sportului nostru național, atât în Satu Mare cât și în zona Maramureșului, sunt zone importante. O să revenim asupra acestui aspect, asupra răspundirii Oinei în momentul de față. O a doua încercare, o lovitură ratată. Oina feminină este o variantă de oină care a apărut la propunerea mea în urmă cu 7 ani de zile. A apărut tocmai la Mioveni, echipa care este acum la bătaie, echipa care s-a oferit să fie gazda primului campionat național. O nouă încercare, prima minge a fost refuzată, conform regulamentului poate fi refuzată o minge. O să vedem ce se va întâmpla în continuare. Acum o lovitură care va ajunge aproape de zona de 3 sferturi, la 2-3 metri, nu a depășit linia de 3 sferturi, nu s-a obținut punct, scorul rămâne 0-0, însă s-a intrat la apărare, două jucătoare pe sensul de ducere. Spuneam că aici este partida decisivă pentru stabilirea câștigătoarei. Oliver, l-ai văzut și mai devreme când au evoluat la Cupa României, cele două echipe și acolo au avut un meci deosebit de încins. Ce părere ai despre această partidă? O partidă care sperăm să ne arate cât mai multe lucruri despre Oina. La meciul anterior am fost surprins să văd multe lovituri de baston foarte bune, de un punct. De asemenea, multe lovituri prinse, de un punct. Deci iată că jocul de baston s-a îmbunătățit de la an la an, atât la băieți cât și la fete. Iată că s-a deschis și scorul, primele puncte obținute de fetele din Galicia Mare. Da, într-adevăr, ați văzut că a gândit foarte bine. Jocul de Oina este o disciplină în care nu se întâmplă nimic așa, nu are loc nimic la voia întâmplării, trebuie să anticipezi ce va face adversarul. Foarte bine a pasat mijlocașului centru 3 și a reușit să obțină primele două puncte, 2-0 pentru echipa din Oltenia. O lovitură ratată a celor de la Mioveni, în schimb vor intra la apărare fetele pe sensul de întoarcere. Spuneam că oltencele sunt dornice de revanșă, au pierdut Cupa României și șansa de a fi prezente pe stadionul din spatele nostru în finala Cupei Reginei de anul viitor, evenimentul nostru central transmis în direct la televiziuni cu foarte mult public. Anul trecut am avut foarte multă lume care a venit să vadă această partidă, pe lângă familia regală, căreia mulțumim încă o dată pentru faptul că este alături de noi. Așadar, ambițiile mari au fost astăzi puse în joc pe terenul din cadrul Complexului Sportiv Național Arcul de Triunf. Din păcate pentru Oltenii, acestea n-au reușit să câștige cupa. Competiția a fost câștigată de Dacia Mioveni și o nouă lovitură valabilă, 4-0 pentru echipa din Galicia Mare. Spuneam că nu au câștigat mai devreme. Marea câștigătoare, deși nu a câștigat Cupa României, dacă vreți să spunem așa, a zilei de astăzi, este echipa CSM Râmnicu Sărat, care a obținut dreptul de a fi, întrucât este vicecampioană națională, a obținut dreptul de a fi la anul prezent în finala Cupei Reginei, alături de campioana națională Dacia Mioveni 2012. Pase bune ale fetelor, diagonală reușită, să vedem dacă va trage cineva, probabil de aici la mărginaș. Este în afara cercului, pentru că lovitura să fie valabilă trebuie să fie cu cel puțin un picior în cerc. Înainte și după ce a tras, dar la distanță mare, conform regulamentului numărul 23 de la echipa din Mioveni, va merge până la capăt fără să mai fie jucată. Scorul rămâne în continuare 4-0. Este ultima competiție în aer liber și pentru fete, și pentru ele va urma perioada de competiții de sală. Competiția de sală este programată, dacă nu mă înșel, undeva la Arad, cea pentru băieți programată, cred că, la Ploiești. Oricum, acelea sunt competiții la care nu mai contează temperatura de afară. Aici avem emoții cu aceste două competiții care s-au desfășurat astăzi, am scăpat de ele. Acum putem să ne organizăm liniștiți activitatea, dar evenimentul nostru, probabil cel mai important din această toamnă, va fi cel legat de partea de internaționalizare, toamnă-iarnă, întrucât așteptăm delegația din Nepal, care deja a depus solicitări în New Delhi pentru a participa la o competiție în România și de asemenea ne-au invitat atât cei care au înființat Asociația de Oină din Nepal, cât și cei care au sugerat Federația de Oină din India, să fim prezenți. O lovitură foarte bună între timp de un punct. Un punct obținut de echipa din Mioveni, observați bucuria lor. Fetele chiar sunt dornice să câștige și această competiție. Fetele de la Mioveni vor să realizeze tripla. Campionat Cupa, Cupa Federației. Și pot să facă acest lucru. Scorul este de 4-1 pentru echipa din 4-1 pentru Galicia Mare, au venit în joc, sunt la 3 puncte distanță fetele de la echipa din Mioveni, o pasă imprecisă.
Cum vi se pare, domnul Zeta, faptul că și fetele joacă oină? Mi se pare mai mult decât frumos. Tocmai surprindeam și eu câteva scene ca să le păstrez în memoria telefonului și în arhiva proprie. Timpul este și foarte frumos, dau bine de aici de sus, dau bine de și pe teren cu mingea. Nu pot decât să mă bucur pentru ele. Mulțumim mult, să știți că avem fete foarte deștepte care practică oina aici. Sunt, avem studente la medicină, studente în instituțiile de ordine publică, nu mai vorbim de foarte multe studente la drept. Deci avem de peste tot, avem copii foarte talentați și în același timp foarte isteți care vin să practice sportul nostru național. Nu este un sport al, cum s-a spus la un moment dat, deși meseria aceasta este o meserie nobilă, meseria de cioban, de unde ne tragem noi originile ca și sport, nu este un sport practicat doar de persoane care se ocupă de acea meserie. Avem personalități importante ale României care au făcut istorie în oină, Tache Ionescu, Ion Luca Caragiale, Mihail Sadoveanu, Demostene Botez, foarte mințele luminate ale României, Nicolae Iorga, au practicat acest sport, iar acești copii nu fac decât să ducă tradiția mai departe. Nu suntem un sport care se joacă doar în vârful muntelui, unde sunt alte îndelincire la care am făcut referire, care este la bază, de acolo am plecat, ăsta e adevărul. Să trag concluzia că sportul este deja promovat și în școlile sau în învățământul superior, din ce îmi spuneți. Oricum mă gândesc la faptul că în momentul de față, la conducerea Agenției Naționale pentru Sport, sunt cu adevărat foști sportivi de performanță, ceea ce nu face decât să mă bucure și sper să se aplece cu mai mare atenție și asupra acestui sport, care nu e suficient de promovat la nivel național dacă ar fi să o luăm pe aia dreaptă. Mi-aș dori să fie mult mai multă promovare și pentru acest sport. Da, aveți mare dreptate în ambele afirmații. În primul rând, sunt oameni de sport la conducerea agenției, iar doamna președinte, în principal, este o persoană care înțelege foarte bine ce înseamnă să păstreze elementele identitate națională. Doamna Lipă este cea care ne-a sprijinit totdeauna și ne sprijină și acum. Vicepreședinții, de asemenea, și domnul Toncean și domnul Moldovan sunt oameni de sport care ne ajută foarte mult. De altfel, această competiție, ca și întreg calendar, este organizat prin finanțare principală de la Agenția Națională pentru Sport și, bineînțeles, ne ajută foarte mult și Comitetul Olimpic Sportiv Român, care este alături de noi. Contează mult să ai instituțiile principale din sport, instituțiile centrale de sport alături de tine, iar ca și promovare, într-adevăr, trebuie să avem o mai mare expunere pe canalele media. Prin legea care a fost anul trecut votată, s-a stabilit ca Televiziunea Națională să fie partener oficial. Între timp, am ajuns la faza de apărare în careu al doilea, unde jucătoarea de la Mioveni în echipament roșu este în careu la apărare. Reamintesc, cele în alb pot să obțină puncte dacă o lovesc pe cea în roșu, 2 puncte pentru fiecare jucătoare lovită, pase bune. Din nou atras, din nou a fost recuperată mingea, probabil că la un moment dat vor încerca din nou atras. Mingea atinge pământul, dacă de data aceasta a fost foarte bine, încă 2 puncte în contul echipei din Galicia Mare, încă 2 puncte pentru Galicia Mare. Șase la 1 în acest moment, mai sunt cred că 2 sau 3 jucătoare la bătaie de la echipa din Mioveni. Pe terenul 2 e o partidă extrem de echilibrată și acolo avem parte de 2 echipe foarte tinere. Ambele CSM-uri, și Voltenița și CSM Buzău, au o medie de vârstă, cred că undeva la 21-22 de ani. O medie de vârstă foarte, foarte bună, poate un pic mai scăzută. Pentru CSM Voltenița, cred că Voltenița este în jur de 20 de ani cu media de vârstă. Lucru extrem de important, de altfel, per total, în cele 9 echipe care au fost prezente astăzi la competiție, dacă scoatem 5-6 jucători din toate cele 9 echipe, media de vârstă este undeva în jur de 20 de ani. Asta spune foarte mult de faptul că o să avem șansa să avem continuitate, să avem încă 10-15 ani de acum, chiar și prin acești copii care pot să ducă tradiția mai departe, pentru că oina este un sport care se poate practica până la o vârstă înaintată, așadar viitorul putem să spunem că ne aparține. Ați văzut aici, domnul Zetea, foarte mulți copii. Da, totul apare cu interesul de mic. După care, dacă te formezi în acest fel, vei fi dornic să faci sport toată viața. Dacă nu pentru altceva, până și pentru sănătate sau întreținere, mai mult cum se procedează în ziua de azi. Deci, încă o dată spun, și e și părerea mea și nu numai cred, sportul înseamnă viață, sportul trebuie susținut exact cum susținem viața. Într-adevăr, între timp o lovitură care avea ca și lungime bună, mingea a fost trimisă la lungime, dar
aproape de zona unde ar fi punctata ieșirea afară a terenului, fiind out, jucătoarele care au intrat în teren vor fi invitate să părăsească terenul, pentru că mingea nu a fost pusă corect în joc. Într-adevăr, copiii trebuie să educați de mici, de aceea avem parteneriate importante cu mediul școlar, cu inspectoratele școlare județene, astfel încât copiii să prindă dragostea de acest sport de la vârste fragede și să știți că avem solicitări de a începe practicarea unei de la 7-8 ani, lucru care ne îmbucure, pentru că el stă încă 8-9 ani, să zicem, dacă prinde și liceul acolo, poate să stea până la 10 ani, 11 ani într-o locație unde poate să învețe această disciplină sportivă. Merg la capăt, ultimele sunt 20, a pus palma foarte bine jucătoarea cu numărul 27, cred că este de la Mioveni. Între timp au intrat încă una, pe un culoar pot fi maxim două jucătoare. Numărul 9 merge la capăt, 12 a avansat, însă a fost prinsă în timp și a alerga. N-a mai avut timp să se apere. Regula este ca să nu încerci să alergi într-un capăt în altul, ci să avansezi în momentul când greșește adversarul. Încă două puncte în contul echipei din Galicia Mare. Mai sunt două jucătoare la apărare. Se pare că sunt foarte hotărâte jucătoarele din Galicia Mare să-și ia revanșa, să plece totuși cu un loc 1 acasă. Au șanse mari, întrucât au avut o evoluție foarte bună la prindere, dar este departe de a se fi încheiat partida, suntem aproape de pauză, iar în repriza a doua lucrurile se pot întoarce împotriva lor dacă nu evoluează bine. Deocamdată au un avantaj pe care trebuie să și-l păstreze și în repriza a doua dacă doresc să câștige. O misiune dificilă și pentru jucătoarea de la Mioveni, care va avea de parcurs întregul culoar, este abia în primul triunghi pe sensul de întoarcere. Pase succesive de partea echipei Galicia Mare, care încearcă să mai țintească încă o jucătoare. O pasă scăpată, se avansează. Sunt două jucătoare în care unul pe culoarul de întoarcere. Echipa din Galicia mai poate obține maxim 4 puncte în cadrul acestei reprize. O diagonală blocată, se avansează încă un spațiu, se intră în careul 2 pe culoarul de întoarcere. O diagonală, s-a tras în jucătorul cu numărul 8. Potrivit regulamentului, aceasta poate să parcurgă întreg culoarul până la capăt. Cu numărul 7. Se deschide jocul în triunghiul 2 pe culoarul de întoarcere. O pasă greșită, scapă și jucătoarea cu numărul 7. Scor la pauză, 8-1 în disputa dintre aceste Galicia Mare și CS Dacia Mioveni 2012. Cele două echipe vor schimba acum rolurile în teren. Echipa din Galicia va fi la bătaia cu bastonul, iar echipa din Mioveni la prindere. Jucătoarele din Mioveni intră în teren în formația 1-3-3-3-1. De asemenea, jucătoarele din Galicia primesc ultimele indicații înainte de începerea reprizei a doua.
pase de încălzire acum de partea echipei din Mioveni. Domnule Copăru, după cum am putut observa la aceste meciuri, se pune foarte mult accesul pe dublaj, pe recuperarea mingii. Ați putea să ne spuneți dacă acest procedeu era întâlnit și înainte sau cum se juca, să zic așa, un careu sau un triunghi? Era cunoscut și pe vremea mea, normal, trebuie să faci dublajul, trebuie să recuperezi mingea, să urmărești diagonalele, nu se trăgea oricum întâmplător. Se posta unul din jucătorii care venea la dublaj pe linia care unea jucătorul trăgător cu jucătorul prins în careu sau fruntaș. Trăgea numai fundașul sau numai fruntașul în situații, fruntașul la ducere, fundașul la întoarcere, foarte puțin trăgeau mijlocașii. Erau scheme lucrate la antrenamente, tactic se juca și atunci. Acum parcă s-au îmbunătățit lucrurile, că sunt și pedagogi pregătiți. Ori la mine, spre exemplu, acum 50 de ani, am început oina cu o profesoară de sport care văzuse la echipa mare cum se joacă și era cu sufletul mai mult decât să ne învețe pe noi ce și cum. Dar să sperăm că noi, ăștia mai bătrâni, ăștia care am jucat oina, ia uitați, acum văd cum sunt strânși ciorchine în jurul cercurilor pentru recuperare de minge. Are dinamism. Ați putea să le spuneți și dumneavoastră pe ce post jucați în echipa de seniori? Eu să zic că am fost influențat cumva de faptul că taică meu juca în echipa de seniori și pe mine mă purtau cu ei chiar din școala generală, îi urmam. Am jucat în liceu fiind mai mult pe postul de fruntaș, dar la Dinamo, spre exemplu, am jucat centru. Am avut onoarea să întâlnesc la o finală pe țară, disputată la Alexandria, spre exemplu. La echipa mamă, de unde am pornit eu, la Viața Nouă Olteni, capitan de echipă taică meu, iar eu la Dinamo, capitan. O onoare deosebită să dau mâna la centrul terenului cu tata. Sau cum s-a și scris la un moment dat în revista Sport, tată și fiu în echipă protagonistă. Am jucat finala un cap, finala satelor. Da, amintiri. Vă mulțumim. Iată că a început și repriza a doua. Îl vom invita acum și pe domnul Ioan Vârstă să ne spună câteva cuvinte legate de tactica pe care o abordează echipele în ziua de astăzi și tactica abordată în trecut de către echipele de oină. Vă salut din nou și aș dori să spun că pentru prima dată am început oina la școala generală, în clasa 5-a, și am participat la o competiție care se desfășura în acel moment la Mangalia, un turneu de aproximativ 21 de zile, unde fiecare județ avea câte o reprezentativă. Acolo, la acel turneu, ne calificam cam de fiecare dată în primele 3 locuri, fiind eu fiind jucător al echipei Avântul Știința Frasin, o echipă cu tradiție. Echipa noastră era favorită la acel turneu și ne întorceam acasă cu unul din cele 3 premii. Ca și jucător,
am activat pe posturile de mijlocaș 1 și mijlocaș 2, deci centru 1, centru 2, vreme îndelungată atât la copii, la juniori și la seniori. La echipele de juniori și seniori era un joc mult mai spectaculos, deoarece forța jucătorilor era mult mai mare, pregătirea fizică mai concretă și bine formată, în care mingea venea cu o viteză foarte mare, atât pe prinderea ei, pasarea mingii de oine, cât și diagonalele aferente. Întrucât jucătorul din apărare era pus într-o imposibilitate de a se învârti atât de mult încât poate chiar și nu avea salivă în gură. Și atunci jucătorii echipei sesizau acest aspect și începea o rotire a mingii de oină în sens invers. Ba mai mult decât atât, datorită experienței pe care am avut-o, aveam câțiva jucători pe careu de întoarcere, în special stângacii, care erau puși în primul careu ca și mărginași, în primul careu, mărginaș 1, mărginaș 2, mărginaș 3, în special stângaci, pentru că există o gardă inversă și te poți apăra mult mai greu. Avem jucători experimentați și antrenați de-a lungul anilor și prin pasarea mingii de oină de la un jucător la altul atât de rapid, la un moment dat unul dintre jucători ascundea mingea, mima, o ascundea sub braț, mimând celălalt că o primește și atunci jucătorul de la apărare se întorcea invers și era lovit în spate. Era un meci spectaculos. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi. Într-adevăr, multe procedee tactice și tehnice folosite înainte, care ofereau un deliciu spectatorilor și prin care se puteau obține puncte foarte ușor. Urmează o nouă lovitură la baston pentru echipa din Galicia. Mingea a fost ratată, s-a intrat la apărare pe ambele culoare. Scorul rămâne în continuare 8-1 pentru echipa din Galicia. Se joacă în careul 1 pe culoarul de întoarcere. Pasă scăpată, se avansează încă un spațiu, ambele jucători au ajuns în careul 2 pe culoarul de întoarcere. Pase foarte bune. Observați și dublajul realizat de jucătoarele de pe culoarul de ducere, respectiv de mărginașul 3, mărginașul 1 de pe întoarcere. Mingea este scăpată din nou, se avansează în triunghi. Se pare că au scăpat ambele jucătoare. Urmează o nouă lovitură de baston. Încă o lovitură ratată. Va urma o nouă lovitură de baston. Foarte multă concentrare. O lovitură foarte bună, care este prinsă de către mijlocașul 3. Se joacă în careul 1, mingea este scăpată, se avansează foarte repede până în triunghi. Pasă la fruntaș. Lovitură valabilă. Mioveniu reduce din diferență. Scorul devine 8-3 pentru Galicia Mare. Încă o jucătoare se află la apărare în triunghiul 2. Pase foarte bune. S-a tras. Lovitură valabilă, o imprudență a jucătoarei de la Galicia Mare, care a fost lovită fix înainte de a trece peste linia de scăpare. Scorul devine 8-5. Mioveniul pare să reintre în meci.
Urmează faza de prins la mijloc. Între mijlocașul 3 și mijlocașul 1. Prima pasă. Mingea atinge solul, prinsul se oprește. Jucătorul de la apărare este oprit în triunghiul 2 pe culorul de ducere. Jocul este deschis de către fundaș. S-a intrat la apărare și pe culoarul de întoarcere. Viteză foarte bună de deplasare a jucătoarei de la Galicia. Reamintesc faptul că ne aflăm la Complexul Național Arcul de Triumf din București, unde se desfășoară Cupa Federației. Iată o lovitură foarte bună din partea marginajului 3 de la Mioveni. Scorul strânge și mai mult. 8-7 pentru Galicia Mare. Iată că Mioveniul a revenit în joc prin intermediul a 3 țintiri foarte bune. Încă o jucătoare lovită. Mioveniul ar putea trece chiar în fața echipei din Galicia. O lovitură de baston care nu aduce puncte. Urmează ultimul jucător la baston. O lovitură ratată, s-a intrat la apărare. Se joacă în careul 1 pe culoarul de întoarcere. Meciul este foarte strâns, scorul este 8-7. Să vedem dacă Mioveniul va reuși să obțină încă 2 puncte. Iată ce revenire din partea echipei de Mioveni. Palmă pusă foarte bine, se avansează în triunghi. Pasă, s-a tras pe lângă. Probabil că și jucătorul cu numărul 13 va fi oprit în triunghiul 2 pe culoarul de întoarcere. Mai sunt 2 jucătoare la apărare. Mioveni trebuie să mai lovească încă una pentru a obține victoria. Jocul se pornește, se intră și cu a doua jucătoare la apărare. S-a tras palmă pusă foarte bine, avansează jucătoarea cu numărul 4, merge până la capăt și Galicia Mare reușește să câștige acest meci la limită cu scorul de 8-7. În disputa precedentă, desfășurată în dimineața zilei de astăzi, echipa din Mioveni s-a impus în fața echipei din Galicia Mare. Iată că echipa din Galicia a reușit să-și ia revanșa la Cupa Federației. Un meci spectaculos, foarte frumos. Felicitări ambelor echipe pentru jocul de oină oferit și pentru spectacolul pe care am putut să-l observăm astăzi.
a început meciul dintre Frontiera Tomis Constanța și CSM Oltenița. Frontiera Tomis Constanța este la bătaie, iar Oltenița la prindere. Configurăm cele patru camere pentru a avea o transmisie de o calitate cât mai bună. Avem un jucător pe culoarul de ducere. Acesta reușește să scape, nelovit. Urmează o nouă lovitură de baston. Să vedem dacă vom avea o lovitură de un punct sau de două puncte. Foarte multă concentrare. O lovitură foarte înaltă, care cade în zona de fund. Un punct obținut de Frontiera Tomis Constanța. Dacă mingea nu ar fi fost prinsă în zbor, s-ar fi obținut două puncte. Scorul este deschis, 1-0 pentru Frontiera Tomis Constanța. Încă un stângaci la baston, servit de capitanul echipei din Constanța. O lovitură foarte înaltă și de data aceasta cade în zona de fund, se obține încă un punct 2-0 pentru Constanța. Scapă și jucătorii de pe culoarul de întoarcere, respectiv cei de pe culoarul de ducere. Iată ce importantă este o lovitură de baston înaltă în ceea ce privește jucătorii care intră la apărare. Aceștia au timp, au mai mult timp pentru a parcurge cele două culoare. Capitanul echipei din Constanța, o lovitură foarte înaltă, care probabil va cădea în zona de 3 sferturi. Nu cade înaintea zonei de 3 sferturi, nu se obține niciun punct, dar de asemenea jucătorii au putut parcurge culoarul fără a fi loviți. Urmează un nou jucător la baston. Există grupe atât pe culoare de duceri cât și pe cel de întoarcere, se va intra la apărare. Observați foarte multă concentrare la loviturile de baston. O lovitură înaltă, dar scurtă. Nu aduce puncte, mingea este prinsă, se va juca prinsul la mijloc după terminarea acestei faze. Un jucător se află la apărare, în care 1-1 pe culoarul de întoarcere, pase succesive din partea jucătorilor la Oltenița pentru a deruta jucătorul aflat la apărare. Foarte bună cadența paselor. Diagonală. Probabil se va trage, nu s-a tras. Diagonală, nu s-a tras, pe lângă. Jucătorul are dreptul de a parcurge culoarul până la capăt. Între timp s-a intrat și pe culoarul de ducere. Are loc faza de prins la mijloc, între mijlocașul 2 și fundaș. Jucătorul la apărare și-a luat o poziție foarte aproape de fundaș.
Probabil va urma o pasă cu boltă către fundaș. Începe faza de prins la mijloc. O pasă greșită, se încheie prinsul la mijloc. Va urma o nouă lovitură de baston. După cum am menționat în meciul anterior desfășurat între frontiera Tomis Constanța și Izvorul Chivești, echipa constanțeană are și 3 jucători de la Clubul Sportiv Hoina Craiova, care evoluează la juniori. Iată că unul dintre aceștia a realizat o lovitură foarte bună de baston, 2 puncte pentru frontiera Tomis Constanța. Scorul devine 3-0, dacă nu mă înșel. Încă o lovitură de baston înaltă, nu se obțin puncte, se avansează foarte repede pe ambele culoare. S-a tras, lovitura nu este valabilă, scapă și jucătorul cu numărul 3. Iată că prin intermediul acestor lovituri de baston foarte înalte, și pe fondul unei viteze de deplasare foarte mari, jucătorii de la frontiera au reușit să scape neloviți în cadrul acestei reprize. O nouă lovitură de baston. Foarte bună și aceasta. Mingea este prinsă. Scapă jucătorul de la frontiera milimetric de a fi lovit. Va urma faza prinsului la mijloc. O pasă. A doua pasă. S-a tras, mingea este blocată. Scapă jucătorul de la Constanța. O nouă lovitură la baston. O nouă lovitură la baston. Reamintesc faptul că ne aflăm la o nouă lovitură la baston. La Federației la reamintesc faptul că ne desfășurată pe stadionul Arcu de Triunf. O nouă lovitură la baston. La Federației la reamintesc faptul că ne desfășurată aceste zile la Arcu de Triunf. O nouă lovitură la baston. La Federației la reamintesc faptul că ne desfășurată aceste zile la Arcu de Triunf. O nouă lovitură la baston. La Federației la reamintesc faptul că ne desfășurată aceste puncte. Va urma încă o lovitură de baston, se va intra la apărare, fiind grupe pe ambele culoare.
O lovitură foarte bună. Două puncte în contul echipei din Constanța. Cei doi jucători de pe întoarcere care au intrat la apărare sunt aduși în careul 1. Începe succesiunea de pase pentru CSM Oltenița, formată în mare parte din jucătorii care la juniori au evoluat pentru Comuna Curcani, un mare centru de tradiție al Oinei din județul Călăraș. Se joacă triunghiul, sunt doi jucători la apărare. Lovitură valabilă, au decis arbitrii. Primele puncte pentru CSM Oltenița. Scorul devine 4-2 pentru Frontiera. Rectific, scorul este 6-2 pentru Frontiera Tomis Constanța. Se joacă în triunghiul 1 pe culoarul de întoarcere. Se avansează în careul 2. Începe succesiunea de pase pentru a deruta adversarul. S-a tras surprinzător în jucătorul aflat în triunghiul 1 pe culoarul de întoarcere. Începe jocul. O diagonală s-a tras. Mingea nu este recuperată. Jucătorul cu numărul 13 a avansat în careul 2 pe culoarul de întoarcere. Pare că soarele le pune probleme jucătorilor din Oltenița. Palmă pusă foarte bine. Finalul primei reprize, după calculele noastre, scorul este 6-2 pentru Frontiera Tomis Constanța. Cele două echipe vor inversa rolurile acum. Da, mulțumesc, Oliver, să mai spun și eu câteva cuvinte. Îi dau cu această ocazie câteva minute lui Oliver să-și odihnească gândurile. Așa. În continuare este o vreme foarte frumoasă pe Complexul Național Sportiv Arcul de Triunf. Readuc aminte că în mini-vacanța intermodulară vom încerca să reluăm cursurile de inițiere în Oină. Este un program organizat de către Agenția Națională pentru Sport prin Direcția pentru Sport a Municipiului București. Programul este intitulat Hercules.
Sper să nu greșesc, este la ediția 4-a sau ceva de genul acesta. Nu este doar Oina, ramura sportivă care face subiectul cursurilor de inițiere, mai sunt și alte ramuri sportive. Părinții au posibilitatea să-și înscrie copiii la sporturile pe care vor să le frecventeze pe platforma pusă la dispoziție de către minister. Jocul s-a reluat, Oliver, ce s-a întâmplat? Iată că primul jucător la baston de la Oltenița a reușit o lovitură de 2 puncte. Scorul este acum 6-4. Va urma jucătorul cu numărul 2. Da, o bătaie la baston foarte bună. Cum vă spuneam, proiectul Hercules dă posibilitatea copiilor să participe gratuit la cursuri de inițiere în diverse ramuri sportive. Dar să urmărim serva. Mulțumim, Victor, pentru aceste informații. Concentrare din partea ambilor jucători. O lovitură înaltă care, să vedem, este prinsă în zona de fund. Încă un punct în contul echipei din Oltenița. Dacă mingea nu ar fi fost prinsă, ar fi obținut chiar două. Scorul devine 6-5. Scorul este așadar mult mai strâns acum. Cu o lovitură de 2 puncte acum, echipa din Oltenița ar putea chiar să treacă în avantaj. S-a format o grupă de 2 jucători pe culoarul de ducere. O lovitură scurtă, nu aduce puncte, s-a intrat la apărare. Vedeți, jucătorii în urma paselor studiază modul de apărare al celui de pe ducere. O diagonală, o pasă greșită acum, se avansează un spațiu în careul 2. O pasă respinsă, scapă ambii jucători pe culoarul de ducere. Urmează un nou jucător la bătaia mingii cu bastonul. O lovitură bună, prinsă în zona de 3 sferturi, nu se obțin puncte suplimentare. Va urma faza de prins la mijloc. Se va juca prinsul între fundaș și mijlocașul 2. O pasă. A doua pasă, a treia pasă, s-a încheiat prinsul la mijloc, jucătorul fuge și scapă nelovit pe culoarul de ducere. S-a intrat între timp la apărare și pe întoarcere, fiind 3 jucători care ar fi așteptat să intre la întoarcere, unul din aceștia a ales să fie jucat. Thank you.
Sunt niște nemulțumiri din partea capitanului echipei Frontiera, Tomis Constanța. Jocul începe. Pase succesive din partea echipei Frontiera, Tomis Constanța. Jocul este foarte dinamic, după cum se poate observa. Foarte multe pase. S-a tras. Scapă jucătorul. O greșeală din partea acestuia, care din încercarea de a respinge mingea, acesta a trimis-o către fruntaș, care l-a avut practic în mână la un metru și a reușit să-l lovească foarte ușor. Scorul devine 8-5 pentru Frontiera Tomis Constanța. Un nou jucător la baston. O lovitură foarte bună. Încă un punct pentru CSM Oltenița. Scorul devine 8-6. O lovitură ratată. S-a intrat la apărare. Lovitura nu este valabilă, jucătorul a scăpat. Mai este un jucător la apărare, în careul 2. Palmă. Jucătorul este lovit în cele din urmă. Scorul devine 10-6 pentru Frontiera. Se pregătește un nou jucător să execute lovitura de baston. O lovitură foarte bună. Două puncte în contul echipei CSM Oltenița, scorul devine 10-6. În continuare un scor strâns. 10-8, îmi cer scuze. Continuă jocul cu o nouă lovitură la baston. O lovitură scurtă, nu este prinsă. Apărare foarte bună, scapă ambii jucători de pe culoarul de întoarcere. Următorul jucător refuză executarea loviturii la baston. Urmează un nou jucător.
S-au format grupe pe ambele culoare de joc, se va intra la apărare. O lovitură ratată. S-a intrat la apărare. Diagonală, încă o diagonală, jocul continuă, pase foarte rapide și foarte spectaculoase de partea echipei Frontiera Tomis Constanța. Scapă jucătorul cu numărul 6, jucătorul cu numărul 18 a ajuns în careul 2. O diagonală, s-a tras foarte departe, scapă și jucătorul cu numărul 18. Urmează ultimul jucător la baston, ultima șansă de a obține puncte și în speranța de a obține un egal. Se pregătește de o nouă lovitură de baston jucătorul cu numărul 11. O lovitură ratată. S-a intrat la apărare. O diagonală ratată. Jucătorul cu numărul 13 este avansat în spațiu, din careul 1 în careul 2 pe culoarul de întoarcere. De asemenea, mai este un jucător în careul 1. Încă o pasă scăpată. S-a tras pe lângă. Scapă ambii jucători. Se joacă în triunghiul 1, pe culoarul de întoarcere. S-a tras, lovitură valabilă, scorul devine 12-8 pentru Frontiera Tomis Constanța. Mai este un jucător la apărare. Jucătorul este jucat foarte mult, multe pase. S-a tras și această lovitură este valabilă. Scor final, după calculele noastre, 14-8 pentru Frontiera Tomis Constanța. Să vedem și confirmarea din partea arbitrilor. Scor final, în întâlnirea Frontiera Tomis Constanța, CSM Olteniţa,
Avem și confirmarea din partea mesei oficiale. Scor final, Frontiera Tomis Constanța, CSM Olteni, 14-8. Iată că jucătorii din Constanța au început deja Hora Bucuriei. Au obținut un nou titlu de campioană în cadrul Cupei Federației la Oină. Anul acesta reușesc performanța de a câștiga atât campionatul, cât și Cupa și Cupa Federației. Vom reveni cu transmisiunea pentru festivitatea de premieră.
ne pregătim în câteva cuvinte, în câteva minute, să dăm drumul la festivitatea de premiere pentru competițiile Cupa Federației la Oină, seniori feminini și masculin. Iată că s-au aliniat și echipele participante pentru a se decerna premiile. Competiția s-a desfășurat pe două terenuri. Au fost patru echipe participante la senioare, respectiv patru echipe la seniori. Urmează acum decernarea premiilor pentru arbitrii care au condus meciurile din cadrul celor două evenimente. Ian Cuadrian. Cristian Bereșoaie. Ionel Dâscă. Radu Jerleanu, care este în același timp și capitanul echipei Straja București. Valentin Constantinescu este acolo sus, să-l aplaudăm cel care
Mulțumim și domnului Valentin Constantinescu. Acesta a realizat setup-ul transmisiunii în direct, ce a constat în 4 camere. De asemenea, este premiat Marius Niculescu din cadrul Federației Române de Oină, Victor Popa, membru în cadrul grupului de inițiativă Bucureștiul Redescoperă Oină, de asemenea, a arbitrat și domnul Valentin Mihai. Se acordă o diplomă și celor de la ambulanța Nicomed. De asemenea, este premiat domnul Cornel Sândulescu, vicepreședintele Federației Române de Oină. Se acordă o diplomă și domnului Cristian Văduva. Dacă nu mă înșel, dumnealui este din partea Comisiei de Arbitri. Se acordă o diplomă și domnului Gigel Sava. Locul 4 la Cupa Federației Senioare este ocupat de echipa ACS Ambiția Mădălin, un club nou înființat, care a participat la primele competiții oficiale de oină anul acesta. Cupa Federației Feminin, echipa Clubului Sportiv Municipal Remnicu Zărat. Pe locul 3 se clasează CSM Râmnicu Sărat. Domnul Cristian Văduva înmânează medaliile jucătoarelor de la clubul din Buzău.
CSM Râmnicu Sărat, un club puternic, are secții atât la juniori, junioare, cât și la seniori și senioare. Rezultate foarte bune obținute anul acesta, în special la campionatul național de oină pe plaje, seniori, unde au obținut titlul de campioană națională. Felicitări echipei CSM Râmnicu Sărat, le urăm succes în cadrul următoarelor competiții. Urmează premierea echipei de pe locul 2, CS Dacia Mioveni 2012. Premierea realizată de către domnul Giger Sava. Reamintesc faptul că de dimineață s-a desfășurat Cupa României la senioare, unde echipa din Mioveni a câștigat titlul de campioană, realizând astfel eventul, câștigând de asemenea și campionatul național de senioare. Felicitări fetelor din Mioveni, au avut un parcurs bun și la Cupa Federației, însă nu au reușit să răstoarne scorul pe final de meci, revenind de la scorul de 8-1. Scorul s-a terminat însă, dacă nu mă înșel, 2 puncte diferență în favoarea echipei din Galicia. Felicitări sportivelor de la Dacia Mioveni, le urăm și lor de asemenea mult succes în cadrul următoarelor competiții. Reamintesc faptul că aceasta este ultima competiție de oină în 11 pentru acest sezon. Vor urma în lunile următoare competițiile dedicate jocului de oină în sală. Va începe și premierea campionilor de la această competiție, respectiv a fetelor de la clubul ACS Galicia Mare. Premierea este realizată de către domnul vicepreședinte al Federației, Cornel Sândulescu.
Iată și Hora Bucuriei, executată de fetele de la Galicia Mare. Felicitări, mult succes la următoarele competiții. Va urma premierea pentru Cupa Federației la Oină Seniori. Locul 4, Clubul Sportiv Izvorul Chiuiești. Se pare că aceștia nu au putut să realizeze performanța din cadrul campionatului național, unde s-au clasat pe locul 2. Locul 3, CSM Oltenița. Un joc bun din partea acestora. Felicitări, le urăm și lor de asemenea mult succes în cadrul competițiilor de oină în sală. Pe locul 2 s-a clasat Clubul Sportiv Municipal Râmnicu Sărat. Chiar dacă au început competiția cu o înfrângere, au reușit să se mobilizeze și să obțină locul 2. Și această echipă, după cum puteți observa, are mulți tineri în componență. Viitorul Oinei arată promițător. Iar acum, echipa clasată pe locul 1, câștigătoarea Cupei Federației la Oină Seniori, Frontiera Tomis Constanța.
Felicitări campionilor, mult succes în cadrul următoarelor competiții. Iată că ne aflăm la finalul unei zile pline de oină pe stadionul Arcul de Triunf din capitală. S-au desfășurat 3 competiții, reamintesc, de dimineață Cupa României la oină senioare, iar după amiaza Cupa Federației la oină senioare și seniori. Felicitări tuturor participanților, tuturor jucătorilor, arbitrilor și organizatorilor. Aș dori să menționez și următoarele activități ce se vor desfășura atât în București cât și în restul țării. În cadrul vacanței intermodulare se va desfășura programul Hercules, unde sperăm că oina va fi prezentă, așa cum a fost și la ediția din vara acestui an. De asemenea, inițiativa Sectorul 6 Descoperă Oina va continua în unitățile de învățământ din Sectorul 6. Iar la nivelul federației, după cum am menționat, vor urma competițiile de oină în sală, atât pentru juniori cât și pentru seniori. Așa că jocul de oină continuă și în perioada ce urmează. Victor, dacă mai dorești să adaugi ceva? Da, încerc să-mi găsesc energie după o zi întreagă în care am încercat să ne împrietenim cu tehnologia. Da, e vorba de streaming. Îmi aduc aminte de niște discuții de acum mulți ani de zile vis-a-vis de înființarea unui canal de televiziune și țin minte că am vorbit chiar și cu domnul președinte. Cred că urmează să avem o nouă discuție. Trebuie să fie pregătiți copiii, adolescenții, tinerii și să dea o mână de ajutor oinei din această perspectivă a echipei tehnice de transmisiune în direct. De ce nu și a comentatorului, Oliver și-a făcut o treabă, zic eu, destul de bună astăzi. Și sperăm ca toate aceste obiective pe care noi le întrevedem să nu rămână doar pe hârtie, ci așa cum am încercat să vă obișnuim să facem pas cu pas ca lucrurile să se pună în mișcare atât în București, cât și, de ce nu, în apropierea Bucureștiului, în județul Ilfov. Bineînțeles, preluând de la toți cei care îndrăgesc acest joc, energia, pasiunea și puterea de muncă de care cu siguranță vom avea nevoie cu toți. Vă mulțumesc, vă doresc o seară plăcută în continuare, felicitări tuturor participanților și
succes în continuare, felicitări echipelor câștigătoare, felicitări campionilor. Mulțumesc, Oliver, cred că ți-a plăcut și ai apreciat echipa pe care am putut să o facem astăzi. Mai spune și tu un cuvânt de încheiere pentru că ești mai tânăr. Mulțumesc și eu, Victor. Da, a fost o experiență nouă pentru mine să mă aflu la microfon din postura de comentator. Sper că am reușit să transmit elementele esențiale din cadrul meciurilor de oină și sperăm să ne urmăriți în continuare pe cei din echipa Bucureștiului Descoperă Oina, atât pe pagina de Facebook, cât și pe pagina de Instagram, respectiv pe contul de TikTok Redescoperă Oina. O seară bună! La revedere! La revedere.